Bun, deci bine ați venit astăzi la acest workshop. Mă bucur să vă văd în număr așa de mare. Astăzi vom încerca să facem o introducere într-o metodă de monitorizare a fluturilor de zi. Poate că pentru unii mai puțin cunoscută, pentru alții deja încercată. Dar ceea ce dorește acest workshop este să creeze o mică comunitate de persoane care iubesc fluturii și care ar dori să le asigure un viitor în România. În sensul acesta, dorim să încercăm să facem o comunitate de citizen science, așa se cheamă în engleză, adică cetățeni care înregistrează date, dar date suficient de bune pentru a fi utilizate pentru a trage concluzii științifice și pentru a crea un efect palpabil la nivel de strategii de conservare. Deci ceea ce producem noi în urma acestor monitorizări vor fi date de calitate foarte bună, ce pot fi folosite pentru politici de conservare a mediului, pentru informarea administratorilor, unor arii protejate sau pentru strategii de dezvoltare durabilă și așa mai departe. Deci sunt date de bună calitate. De aceea vreau să discutăm despre această metodă de monitorizare a fluturilor de zi și am să trec la partea introductivă. Probabil că ați auzit în nenumărate rânduri deja că insectele la nivel global sunt în declin. În cazul Europei s-au făcut niște studii recente care au arătat că, din punct de vedere al biomasei insectelor, declinul în ultimii 27 de ani a fost de mai mult de 75%. Și acest articol care este indicat aici cu o imagine, a făcut acest calcul luând doar arii protejate ca locuri de eșantionare. Asta înseamnă că efectul de declin al biomasei insectelor este, de fapt, mult mai pronunțat decât atât. Ceea ce e foarte îngrijorător. Dacă ne gândim că 75% din biomasa insectelor a dispărut din arile protejate doar, acolo unde ele sunt în condiții bune, se consideră în condiții bune, ce se întâmplă în rest, în arile neprotejate. Deci, declinul insectelor este atât în biomasă, cât și în diversitate și diversitatea de obicei o denumim sub formă de număr de specii. În general, speciile de insecte urmărite pe termen lung sau grupurile de insecte urmărite pe termen lung sunt puține. Nu s-au făcut studii suficiente pentru grupuri de insecte, așa în mod consistent, să fie un set de date care să acopere 30, 40, 50 de ani de înregistrări. Anumite țări au punctual regiuni protejate în care există astfel de înregistrări, care sunt deosebit de prețioase, dar foarte, foarte multe regiuni ale Europei nu au așa ceva. Și ca urmare, există o astfel de lipsă de informații și despre insectele comune. De ce există declinul acesta? Este vorba despre, în special, intensificarea agriculturii, faptul că agricultura nu numai că stropește cu insecticide și care omoară și insectele sălbatice, nu doar cele care produc pagube. Pe lângă acest lucru, intensificarea agriculturii presupune și extinderea pe suprafețe foarte, foarte mari ale de teren. Și aceste extinderi pe suprafață mare produc, de fapt, un fel de deșert din acestea în care nu există o diversitate a insectelor. Pe de altă parte, un alt motiv pentru declinul insectelor este schimbarea în utilizarea terenurilor. Terenurile, vedeți în imaginea din dreapta jos, sunt gestionate în mod foarte arbitrar în anumite zone, sunt gestionate
pentru a urmări profitul pe termen scurt, fără să fie luat în considerare dezvoltarea pe termen lung și, ca urmare, se denaturează habitate foarte rapid. Și, de asemenea, schimbările climatice. Schimbările climatice sunt și ele o cauză de declin a insectelor, ceva mai greu de cuantificat. La nivel global putem să estimăm cum se va schimba ca număr de grade în timp sau cât de tare se va acidifica oceanul sau alte efecte de genul acesta, însă la nivel local e foarte greu să ne dăm seama cum se manifestă schimbarea climatică. S-ar putea, de exemplu, ca în cazul fluturilor, da, să avem o specie care prefera regiunile nu foarte călduroase și cu habitate mai întufărite și care să fie în prezent, datorită încălzirii, împinse la altitudini mai mari, în munți, unde arealul se restrânge, se formează mici insule și populațiile devin deconectate între ele și, ca urmare, ele vor dispărea în decurs de câțiva ani din cauza inbreeding-ului sau altor probleme din acestea de reducere a habitatului și de insularizare. Deci avem probleme de genul acesta care, efectiv, la nivel mai redus, la scară mai mică, nu putem să le prevedem prin modele din acestea climatice globale. De aceea trebuie să încercăm să facem ceva, să urmărim evoluția insectelor în ariile în care ne desfășurăm noi activitatea. Deci cum putem să studiem aceste tendințe ale insectelor? De ce insectele? Pentru că, în primul rând, ele reprezintă o proporție enormă din animalele terestre și, în afară de asta, ele dispar într-un ritm mult mai alert decât plantele sau vertebratele. Deci ele sunt dependente de mediul în care trăiesc și la orice schimbare relativ mică a condițiilor de mediu, ele reacționează prin faptul că își reduc capacitatea de... deci nu se mai reproduc la fel de bine, nu mai vedem populații atât de mari și așa mai departe. Deci au o reacție, un timp de reacție foarte rapid și datorită dimensiunilor. De obicei, animale de dimensiuni mai mici au cicluri de viață mai scurte și reacționează mai rapid. Dar tocmai fiindcă insectele sunt atât de diverse, trebuie să ne punem întrebarea ce insecte monitorizăm, ce grup de insecte. Nu putem să monitorizăm toate insectele sau toate grupele de insecte. Și, ca urmare, au fost propuși încă de mult, din anii 60, fluturii diurni ca indicatori. Indicatorii aceștia sunt, de fapt, niște organisme în general acceptate ca fiind organisme foarte sensibile față de condițiile în care trăiesc și care răspund foarte rapid cu în populațiile lor. Adică au o viață scurtă, răspund rapid la schimbările din habitat și ale climei și de asemenea, avantaje care apar la fluturii de zi este faptul că avem multe informații deja despre ei, despre ecologia, biologia, distribuția lor la nivel european și sunt foarte ușor de observat și relativ ușor de identificat. Spun relativ pentru că unele specii sunt cu așa cu unele șmecherii, sunt foarte asemănătoare între ele, dar cu toate acestea putem să ne antrenăm să recunoaștem fluturii de zi relativ ușor. Și apoi, să nu mai vorbim de faptul că sunt un grup carismatic. Lumea iubește fluturii în general datorită faptului că sunt frumoși, colorați, multe organizații sau firme folosesc simboluri, fluturi și cumva își exprimă o afecțiune clară față de acest grup. Și putem să apelăm, ca urmare, la publicul larg pentru a se implica în conservarea lor. Deci toate acestea sunt avantaje ale fluturilor de zi ca instrumente de
monitorizare și de conservare. Bun. Vreau să fac o paranteză aici și să vă spun dacă aveți vreo întrebare pe parcurs sau vreo completare la ceea ce spun eu, să nu ezitați să mă întrerupeți fără neapărat să ridicați mânuța aceea din program, fiindcă dacă eu sunt concentrată pe ecran, s-ar putea să nu observ mânuța între timp și să stați cu mâna ridicată mai mult timp. Deci vă rog, dacă simțiți nevoia să interveniți, vă rog să nu vă jenați să interveniți, da? Să mă întrerupeți. În regulă. Deci cam asta ar fi despre partea de monitorizare, despre partea introductivă despre monitorizarea fluturilor de zi și... Cristina, o să intervin eu. Da, vreau să mai completez aici la fluturii diurni ca bioindicatori. Deci în 1986, Guttenlage a denumit grup ecologic reprezentativ și pe lângă aceste argumente pe care le-a inspirat, trebuie neapărat să menționăm și că fluturii constituie o bază trofică foarte largă, deci sunt implicați în rețele trofice foarte bogate și dacă dispar anumite specii, cu ele dispar alte grupe de nevertebrate în general, care sunt legate de fluturi, paraziți, parazitoizi, prădători și așa mai departe. Deci, pe de o parte, ei sunt consumatori de vegetație, deci sunt, ierbivore, să zic așa, dar sunt prăzi și știm foarte bine că numărul de insecte sau biomasa de insecte depind foarte multe specii, inclusiv de păsări, să zic așa, de vertebrate. Pe lângă asta, sunt polenizatori, o funcție foarte importantă care acum, mai ales în strategia Uniunii Europene pentru biodiversitate până în 2030, se pune mult accent pe polinizatori, care sunt în declin, din nou, pe lângă fluturii diurni. Deci, trebuie văzut și partea asta, deci, informații bogate, ecologia, bun. Deci, asta era încă un argument, știu, adus cândva de Cudrina, pentru care fluturii diurni sunt ca și indicatori. Și foarte important este că fluturii, ecologia, biologia, distribuția fluturilor diurni se cunosc în Europa, deci pentru fluturii din Europa. Și monitorizarea asta o putem face mai mult în Europa, pentru că avem relativ puține specii de fluturi. Pe lângă asta sunt destul de cunoscuți. Și o să spun eu la partea mea de completări. Bine, atât am vrut să zic. Mersi. Ok, mulțumesc și eu pentru completări. Acum vă propun să ne referim la partea de... așa, dacă aveți, uitați aici, văd un comentariu din partea lui Mihai. Este posibil să primim o copie a acestei prezentări? Da, veți primi copii ale prezentării și veți primi de asemenea și alte materiale informative pe mail după acest workshop pentru toți cei care v-ați înscris cu adresa de mail pe acel formular. Bun. Deci partea aceasta introductivă putem să o considerăm finalizată și în continuare aici aveți câteva idei, dar cred că astea putem să le continuăm mai departe când vorbim mai concret despre metodele de monitorizare per se. Deci am să opresc și am să te invit, Csabi, să continui cu partea referitoare la fluturii de zi din România. Cred că nu te auzim.
Mă reduces. Acum te auzim. Mă auziți acum? Da. Bun. Încerc să împart ecranul, să văd unde se poate să se vadă prezentarea mea. De ce nu găsesc? Share screen, ok. Ok. Trebuie să-mi deschid prezentarea. Oare de ce nu găsesc? Hai să încerc. Vedeți da, ceva? Cred că a pornit acum. Da, ce vedeți? Vedeți ceva? Da, acum e prezentarea. E bine. Acum e prezentarea? Bun. Da, și mă vedeți și pe mine. Da, okay. Da. Ok, și mă și auziți. Bun. Da. Ok. Bun. Deci ne-am înțeles cu Cristina, sau să mă prezint din nou pentru cei care au venit nou. Sunt Vizauer Tibor Csaba sau Csabi. Sunt, după cum v-ați dat seama, vorbitor de limba maghiară nativă. Deci îmi cer scuzele de rigoare, așa anticipat, pentru posibilele greșeli de pronunție sau mai ales de dezacorduri care sunt specifice pentru vorbitorii de maghiară nativă. Eu sunt, mă rog, mă ocup cu flutul, ce să zic, mai în detaliu, de vreo 30 de ani și mai ales cu fluturi diurni. În ultima perioadă, ultimii 10-20 de ani cu specii protejate, mai ales fluturi diurni, specii protejate, arii protejate, situri Natura 2000, conservare și așa mai departe. Tot ce e legat de fluturi de zi, conservare și în general. Ne-am înțeles cu Cristina să prezint eu ceva despre fluturii diurni din România și asta este... Prezentarea asta este dedicată mai ales începătorilor începători. Deci nu știam cine vor fi la prezentare. Vreau să zic că asta ar fi, după ideea noastră, cam o primă prezentare dintr-un șir de prezentări sau workshop-uri. Deci dacă dorim ca această monitorizare a fluturilor diurni într-adevăr să pornească, au mai fost încercări ca să pornim acest program. Acum sunt niște circunstanțe care cred că facilitează foarte mult să intre și alții, să facă acest citizen science. Scuze, o să vorbească Cristina, deci avem o aplicație pe mobil, avem o bază de date, avem foarte multe resurse pentru a determina fluturi, avem rețele de socializare unde putem cere, solicita ajutor și așa mai departe, deci comparativ cu, hai să zicem, acum 10 ani ce era, în 2012, când Jacqueline Luz a încercat să pornească, să zic așa, acest program de monitorizare a fluturilor în România. Și eu am promis că o să mai țin niște prezentări, asta va fi prima și în funcție de solicitări o să mai ținem, sper, cu Cristina, dacă trebuie în acest an sau la anul și așa mai departe. Oricum, suntem deschiși pentru acest lucru. O să vorbesc puțin despre fluturii de zi sau fluturii diurni, pe care dorim să le monitorizăm. Vreau să zic că materialul ăsta care vă prezint, deși inițial am vrut un alt material, am primit chiar aseară un material, zic, bine constituit, după cum am văzut, de autor din Ungaria, de Runcoi Gabor, fotografii din Muzeul Național de Istorie din Budapesta, materialul a fost făcut sau întocmit de Adam Cărășii și de Cristina Sevieha, care este, de fapt, coordonatorul acestor proiecte de monitorizare a fluturilor diurni din Europa. Erau două proiecte la care la niciunul n-am participat, la acest prim IBMS, mai apoi Able și acum este mai nou unul Spring, care ia în considerare și alte specii de polinizatori. Deci este materialul lor, eu am completat și am adaptat pentru România, deci l-am tradus, l-am completat și l-am adaptat pentru România și pentru cei interesați din România. Bun, ce sunt fluturii de zi? Cam care este structura prezentării mele? Deci
ce am păstrat pentru următoarele 45 de minute, ce sunt fluturii de zi, câți fluturi sunt, unde sunt răspândiți mai ales pe glob, atunci să vedem la nivelul Europei, la nivelul României. Partea groasă a prezentării va fi, taxonomia fluturilor diurni din România, deci avem aproximativ 200 de specii să vedem care sunt principalele grupe. Și după care o să prezint câteva materiale și surse utile pentru identificarea speciilor de fluturi diurni, care, nu este completă. Chiar după ce am încheiat această prezentare, m-am gândit încă la ceva material, dar oricum asta este un proces și putem mereu completa. Bun. Ce sunt fluturii de zi? Foarte pe scurt. Știm foarte bine, sunt insecte, ca toate insectele, au un cap, un torace, un abdomen, este o imagine pentru copii. Au două perechi de aripi și trei perechi de picioare. Au o pereche de antenă și o pereche de ochi compuși. Sunt niște termeni pe care o să le folosesc mai încolo, să vă obișnuiți. N-am intrat în partea de ciclu de viață, voltinit și așa mai departe, pentru că am renunțat pentru prezentarea asta. Mergem mai departe. De ce se numesc aceste fluturi lepidoptere? Deci știm foarte bine, denumirea științifică este lepidoptera. Deci sunt niște insecte care au pe aripi niște structuri. Deci aripile teoretic sunt transparente ca și la diptere, la muște, la țânțari, dar sunt niște structuri pe care au forme de solzi, care îngrecesc, deci limba științifică din perioada în care s-a denumit în mod științific acest grup, se zice lepi sau lepidos. De aici vine. Deci, teoretic, avem niște insecte cu aripi solzoși, de pteros. Întâlniți acest termen la majoritatea grupelor de insecte denumite coleoptere, heteroptere, himenoptere și așa mai departe, teros, și lepidos înseamnă solz. Deci sunt niște insecte care au pe aripi solz și nu numai pe aripi, găsim și pe torace, chiar și pe abdomene, niște peri care sunt de fapt niște solzi transformați, alungiți, modificați. Așa, trec repede în cultura europeană, dar atât și în taxonomie, se face distinție dintre fluturii de zi și fluturii de noapte. În română se mai folosesc termeni mai științifici, lepidoptere diurne, în același sens, fluturii de zi, sau fluturi diurni. Înseamnă același lucru. Pentru fluturi de noapte se mai folosește termenul de lepidoptere nocturne sau moli. În maghiară, la fel, noppalilepkék înseamnă motamo, fluturi de zi, noppéjjelilepkék, fluturi de noapte, moilepkék, moli, tot așa. Dar, vedeți, în spaniolă, mariposa polia, în italiană, farfare falene, și așa mai departe. Am încercat să zic și în greacă, petaluda și scoros, dacă bine pronunț, deci se face o distinție clară. Intuitiv, după denumire, credem că toți fluturii de zi zboară ziua, toți fluturii de noapte zboară numai noaptea. Dar... Pot să te întrerup o secundă. Da. Să fac o observație apropo de denumirea de molie. Da. În română, denumirea de molie este foarte răspândită ca traducere din engleză moth. Dar, din păcate, nu este chiar cel mai corect termen. S-a răspândit foarte mult denumirea aceasta de molie și, printre altele, chiar și la specii ca Macroglossum stellatarum, se zice molia colibri. Nu este o molie, de fapt. Molile, în mod normal, în românește, ar trebui să fie denumirea care face referire la microlepidoptere. Deci un grup de lepidoptere care sunt de dimensiuni foarte micuțe și, în principiu, sunt nocturne. Deci vreau să fac paranteza aceasta, fiindcă de multe ori vedem denumirea aceasta de moli și de multe ori nu înseamnă chestia asta. S-a împământenit așa destul de mult în ultima vreme, dar cred că cel mai corect este să spunem fluturi de zi și fluturi de noapte, ca să fie cât mai corect. Da.
Așa este, Cristina, sunt de acord, dar să știi că în limbajul popular lucrurile sunt mai difuze. Dacă vorbim de microlepidoptere, nu înseamnă, deși intuitiv și macrolepidoptere, ne gândim că microlepidopterele sunt fluturi ăia mici, molile care, nu știu, trăiesc în haine, în dulap, molile care trăiesc în cămară. Dar dacă luăm din punct de vedere taxonomic microlepidopterele în grupa microlepidopterelor și aici dacă vrem să intrăm în partea de știință, atunci sunt niște familii, deci microlepidopterele teoretic sunt grupe mai vechi, să zic așa, deci fluturi de zâmb sunt cele mai recente grupe taxonomice din pe scara evolutivă. Deci cei mai noi apăruți. Fluturii microlepidoptere nu sunt numai molii ăia mici de câțiva milimetri. De exemplu, familia Coside sau Hepialide sau Zigenide, tot sunt considerați microlepidoptere sau grupa microlepidopterelor, deși nu sunt mici. Deci sunt de categoria fluturilor de zi, de ca și mărime. Sau sunt piralide, care iară sunt considerate microlepidoptere, dar până la urmă sunt de mărimea unor, nu știu, geometride. O să vedem mai încolo în imagini. Deci și aici se poate crea o confuzie și macrolepidoptere și acolo este o discuție unde este limita. Deci sunt familiile mari, noctuide, geometride, sfingide, nu știu, artide, drepanide și așa mai departe și inclusiv fluturile de zi, care sunt macro, deci sunt mari. Deci, într-adevăr, și traducerile din engleză este o chestie foarte importantă. Chiar acum citesc o carte, bine, în limba maghiară, în care s-a tradus fără să fie o carte despre, mă rog, viețuitoarele din grădină, fără să fie consultat un specialist și să fac traduceri motamo, pentru că a fost tradus motamo fără să știe că denumirea ăia, de exemplu, nu știu, am văzut molia elefant, de exemplu, știi ce este? Este un sfingid care este tot așa. Sau am văzut denumire de plantă care tradus devine total altceva. Deci să fim foarte atenți la chestia asta, dar în mod popular să știi că am auzit molii despre fluturi de noapte, indiferent că e macro sau micro. Deci nu englezism, să zic așa. Te lasa, te duce, zboară, da, noaptea, da, da. Este molie. Deci te poți întâlni și cu acest lucru, acest fenomen. Dar fluturii de zi sunt fluturii de zi. Da. Bun. Okay. Deci sunt fluturi de noapte, fluturi de zi. Asta este materialul pe care l-am tradus motamo. Deci singurul caracter care se zice că s-ar putea să ne ajute la separarea celor două grupe, ar fi antena. De ce? Între fluturii de noapte, așa zise de noapte, sunt anumite specii care sunt activi și ziua. Sunt specii care, deci fluturi de noapte, familii de fluturi de noapte, cum sunt noctuidele, nu au denumiri în română sau vernaculare, geometridele, care majoritatea speciilor sunt activi noaptea, dezboară noaptea, sunt atrași de lumina artificială, ziua stau ascunși în repaus, unele specii sunt activi și ziua. Sunt familii întregi, cum sunt zigenidele, care intuitiv le-am considerat microlepidoptere, dar sunt activi ziua. Atunci, cum facem diferența dintre fluturi de zi și de noapte? Una, sau să spun caracterul cel mai pronunțat, este forma antenelor. Deci, antena fluturilor sunt alungiți, la fluturi de zi, la vârf, este dilatat în formă de măciucă, dacă vreți, sau buzdugan, cum doriți. Este ceva relativ, pentru că dacă ne uităm la grupa zigenidelor, care sunt fluturi de noapte, dar sunt activi ziua, au antenele care se dilată, dar nu se dilată uniform, să zic așa, și la vârf iarăși se ascută. Bun. Dar majoritatea fluturilor de noapte au antenele filiforme sau în formă de pană sau chiar de perie,
nu au măciulia asta specifică pentru fluturi de zi. Sunt și alte caractere, dar nu ne băgăm în acest lucru. Fluturi de zi, științific, se numesc ropalocera, care înseamnă, de fapt, tot așa, antenă cu măciulie sau cu bâtă. Deci ropalos înseamnă bâtă sau ciomag și keras este acea antenă. Așa, și fluturii care nu sunt ropalocere, fluturi de zi, restul sunt heterocere, înseamnă că fluturi care au antene de diferite forme. Heteros înseamnă divers sau multiform. Deci heteros și keros sau keras. Așa. Deci prima dată ropalocera, termenul de ropalocera a fost folosit de Westwood, un entomolog, cred că englez. Am vrut să mai zic o chestie. În această prezentare, grupa, familia de fluturi de zi, Hesperide, este inclusă tot la ropalocera, la grupul ropalocera. Inițial, familia Hesperide era inclusă în grupa speciilor Gripocera și restul speciilor de fluturi de zi erau considerați ropalocera, dar o să intru mai încolo în detaliu. Bun, deci încă o dată, fluturii de zi au aceste antene filamentoase și zverte, sunt tari, deci la fluturii de noapte sunt moi de obicei, acele antene filiforme, care au în vârf o măciulie sau un buzdugan, să zic așa. De obicei, aripile în repaus stau întinse pe orizontală sau le pot plia deasupra aripilor. Deci îmi pot închide perpendicular deasupra aripilor, deasupra corpului, pardon. Fluturii nocturni au antene filiforme, penate și așa mai departe, deci nu cu măciulie. Fluturii așezați de obicei formează un triunghi, dar zic de obicei, pentru că sunt și excepții. Deci vorbim despre chestii naturale, mereu o să fie excepții. Aripile posterioare de obicei sunt acoperiți cu aripile anterioare, vorbesc de fluturi de noapte, când sunt în stadiu de repaus. Și de obicei sunt activi noaptea, fluturii de noapte sunt atrași de lumina artificială. Fluturii de zi stau ascunși în timpul nopții și sunt activi doar ziua. Bun. În această imagine, de obicei, se consideră că fluturii de noapte, pentru că sunt activi noaptea, au culori de astea șterse, pământii, să zic maro, gri, negru, care parțial este adevărat, iar fluturii de zi toți sunt viu colorați. Nu este așa, dacă ne uităm la această imagine, avem patru specii de fluturi, din care prima specie are o antenă cu măciulie, să zic așa, lateral, sus, partea dreaptă, avem un fluture cu antenă care nu are măciulie bine distinsă, jos avem, partea stângă, jos, un fluture cu antenă filiformă și în partea dreaptă, un fluture cu antenă în formă de pană, să zic așa. Deci asta înseamnă că avem o fluture de zi și celelalte trei sunt fluturi de noapte, deși sunt viu colorate, dacă vă uitați, roșu, albastru, galben, dar sunt specii care sunt active și ziua. Deci fluturi de noapte cu colorit viu, dar pot fi active și ziua, timpul zilei. Bun. Alte specii de fluturi considerați fluturi de noapte, care totuși sunt active în timpul zilei. Partea stângă sus este o specie din familia Zigenide. De obicei, speciile din familia Zigenide au aceste culori stridente, roșu cu negru sau galben cu negru. Sunt active aproape exclusiv în timpul zilei. Sfingide, am vorbit despre molia asta, colibri, care este activ aproape exclusiv în timpul zilei, deși majoritatea speciilor de sfingide sunt active în perioada crepusculară sau noaptea, dar sunt câteva specii care sunt active mai ales în timpul zilei. Și așa mai departe. Deci aceste specii sunt specii de
futuri de noapte, dar totuși au o culoare, au culori vii. Galben, roșu și verde și așa mai departe. Bun. Aici am vrut să discut despre partea asta, micro și macro lepidoptere. Vedeți câteva specii de fluturi. În partea stângă sunt două specii din familia noctuide, care este o specie de fluture de noapte. În mijloc, sus, este o specie care era inițial inclusă în familia noctuide, mai nou este inclusă într-o familie separată, erebide, dar este un fluture care este activ în timpul zilei, deși este o specie nocturnă, să zic așa. Jos este o specie omolie, un microlepidopter, după cum a zis și Cristina, asta are o dimensiune redusă și este un microlepidopter, să spun așa, genuin. Partea dreaptă, jos, avem o specie de fluture de noapte din familia geometride și ce este important, sus, partea dreaptă, avem patru insecte, una dintre ele nu este fluture. Avem două specii macrolepidoptere nocturne din două familii distincte, drepanide și geometride, și avem un fluture, asta este din partea dreaptă jos, care este dintr-o familie de microlepidopter. Cred că familia Crambide este Cidanima perspectalis, trebuie să vorbesc despre el pentru că este o specie invazivă și în oraș, dacă ați văzut tufe de buxus distrus, să știți că această specie este responsabilă. Deci, apropo, ce este microlepidopter? Vedeți că este chiar atât de mare sau poate chiar mai mare decât cele două specii de macrolepidoptere. Deci nu este mereu valabilă chestia asta cu micro și macro. Dar asta este un proces de învățare, regula este regulă, dar sunt excepții și trebuie învățate și excepțiile. Bun. Vine o parte în care am introdus eu să vorbesc puțin despre diversitatea speciilor de fluturi diurni. Am avut câteva surse pe internet. Să vedem distribuția numărului speciilor de fluturi de zi. Dacă ne uităm, această sursă, Learn About Butterflies, zice că avem undeva 18.000 de specii. Să știți că descrierea speciilor noi pentru știință este un proces continuu, oricum descrierea speciilor, deci asta nu este un număr fix și final. Deci numărul de obicei crește pentru că se descriu specii noi. Majoritatea speciilor de fluturi diurni de zi se găsesc în regiunile tropicale. Deci dacă ne uităm în America de Sud, în regiunea neotropicală, avem aproape 8.000 de specii de fluturi de zi. Acum zic, înainte, în România avem 200 de specii. În America de Sud este o țară denumită Ecuador, care este abia puțin mai mare decât România și are undeva 5.000 de specii de fluturi de zi. Deci comparativ cu România cu 200. Numai să vedeți cam care este diferența. După aceea vine regiunea afrotropicală cu iarăși aproape 4.000 de specii, deci Africa subsahariană. După aceea iarăși zona eurasiatică, cu 2.000 și ceva de specii, iar în regiunea holarctică, deci unde se situează și Europa, America de Nord, majoritatea Asiei și nordul Africii, avem undeva 2200-2300 de specii. Deci regiunile temperate sunt mai sărace în fluturi de zi, ca număr de specii. Aici am băgat o altă sursă, deci zice tot undeva 18.500 de specii la nivel global. În zona palearctică avem undeva la 1600 de specii, deci asta este colorată zona palearctică unde suntem și noi. Vedeți, nici 10% din toată regiunea, de pe top mapa mond. Aici am făcut și am trecut tot așa, deci aceeași pattern, să repetă. Să vedem ce este în Europa. Deci la nivelul Europei
Sursa din care am citat este lista roșie a fluturilor diurni din Europa din 2010, care zice că la nivelul continentului european am avut în 2010 cel puțin 482 de specii de fluturi diurni, iar pe teritoriul Uniunii Europene din acea perioadă, care era din 27 de state, erau 451 de specii. Acum s-a schimbat. Cred că avem tot 27 de state, dar a ieșit Marea Britanie și a intrat Croația. Bun. Să vedem unde se situează România. Deci aici am listat țările cu cele mai multe specii de fluturi diurni. Normal, țările sudice și mai mari ca suprafață au mai multe specii. Este vorba de Italia, Franța, Spania, Grecia este o țară balcanică, Bulgaria din nou și România, la nivelul Uniunii Europene, se situează pe locul al șaselea ca și număr de specii. Deci putem zice că avem destul de multe specii de fluturi de zi la nivelul Europei, nu la nivel mondial. Bun. Dacă ne uităm distribuția acestor specii la nivelul României, pe regiuni istorico-geografice, vedem că în Transilvania avem cele mai multe specii, avem în Transilvania habitate foarte diversificate, avem aici o agricultură poate mai puțin intensivă din cauza zonelor deluroase sau s-a utilizat metode tradiționale pentru a menține pajiștile, comparativ, de exemplu, cu Muntenia, unde datorită regiunii geografice de șes, multe terenuri s-au transformat în terenuri agricole arabile și s-au distrus multe habitate. Cam asta este, deci Transilvania, Moldova avem cele mai multe specii de fluturi de zi, dar să nu uităm că în Transilvania avem și Arcul Carpatic, avem și Câmpia Transilvaniei și așa mai departe. Deci cam asta este imaginea cu numărul speciilor de fluturi de zi. Deci dacă raportăm la cele 18.000 de specii la nivel mondial, în România 200 de specii nu putem să zicem că avem foarte multe, sau la nivelul Europei nici 500 de specii, dar în Europa sunt cele mai bine cunoscute, aici au fost descrise prime specii, aici au fost cercetate cele mai multe specii, inclusiv ecologia, biologia și așa mai departe, aspecte de populație și de diversitate. Bun, dacă aveți întrebări sau comentarii, mai fac o completare. Deci, numărul total de 220 de specii înseamnă că toate speciile pe care le-am cunoscut în România din momentul în care s-a publicat primul articol de lepidopterofaunistică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Anumite specii se consideră deja dispărute din aceste 202. Dacă vorbim de anul 2022, nu știu, să spun o specie foarte emblematică, Parnassus apollo, de exemplu, una dintre aceste specii, este considerat dispărut din fauna României. Este considerat dispărut. Asta nu înseamnă că a dispărut, încă nu știm. Nu s-a văzut de peste 20 de ani în România. Deci, dacă luăm pe bune, avem undeva 180-190 de specii sedentare în România. Avem câteva specii migratoare, care nu știm dacă au populații stabile în România sau nu iernează în niciun stadiu pe teritoriul României. Sau cel puțin nu este dovedit. Este vorba și de specii de fluturi de zi, cum este Vanessa Atalanta, care deși formează generații noi în România, dar probabil nu poate ierna din cauza condițiilor climatice. Sau sunt și alte specii migratoare, în asta nu vreau să intru. Bun, cam asta era partea de numărul de specii, ca să aveți o imagine despre ce vorbim. Bun. Dacă dorim să ne ocupăm mai detaliat cu fluturii, trebuie neapărat să le cunoaștem pe grupe taxonomice pe care se numesc familii, subfamilii, gen, specii și putem vorbi și de subspecii.
Deci avem 200, în jur de 200 de specii de fluturi din România, care se împart, la ora actuală, pot să zic, în 6 familii. Am discutat despre grupul Ropalocera, deci prima familie Hesperide era considerat cândva aparținând grupului Gripocera, care înseamnă tot insecte cu, cu antenele curbate. Deci acel gripos înseamnă curbat. Restul familiilor Iodinide, Paprionide, Pieride, Licenide și Nymphalide fac parte din grupul Ropalocelelor. Cândva familia Nymphalide era grupul sub familia Satirine era considerat o familie separată, Satiride, dar mai recent a fost inclus în familia Nymphalide. Bun, și în continuare vine partea aia în care prezint fiecare grup taxonomic și câteva caractere și câteva specii mai comune din fiecare grup. Oare cum stăm cu timpul? Iată cele 6 familii și câte o specie reprezentativă. O să spun denumirile științifice. Nu prea avem denumiri vernaculare, deși sunt încercări de a denumi specii și sunt autori care au publicat specii, nume românești date pentru aceste specii, încă nu sunt foarte familiarizate sau răspândite. Câteva o să menționez, dar pentru familii cred că nici nu avem denumiri în limba română. Deci o să iau Hesperidele. Sunt fluturii acea grupă de specie care am zis că au antenele puțin curbate la vârf. Din punct de vedere taxonomic se situează undeva între fluturii de noapte și fluturii de zi, dar toate speciile sunt active ziua. Sunt fluturi mai mici, mai îndesați, au un zbor foarte activ și foarte rapid. Masculii sunt teritoriali. Au cap mare și lat, de unde devin și denumirile atât în germană, în maghiară, mai nou și în română, dar de domnul Raco și fluturii căpoși, au capul comparativ mare cu toracele și cu abdomenul, dar și toracele este masivă și groasă, motiv pentru care au musculatură dezvoltată și zbor foarte rar, și au un zbor foarte agil. Suprafața aripilor relativ reduse se aseamănă puțin cu speciile din familia Noctuide. Din acest punct de vedere, vârful antenei, scuze, este puțin curbată și ce este caracteristic, capul este lat și baza antenelor sunt relativ îndepărtate. La majoritatea speciilor de fluturi de zi, baza antenelor sunt aproape înserate pe cap. În imagine aveți o specie pe care domnul Racoș l-a denumit în cartea lui căposul negru, deci căpos. Toate familiile toate speciile din familiile de familia Hesperide sunt denumite căpoși. Bun. Familiile sunt împărțite în subfamilii. Pentru cei care nu știu, deci familia nu înseamnă, deci din punct de vedere taxonomic sau familia taxonomică nu înseamnă că este mamă, tată și copii, deci nu e familia tradițională. Sunt specii înrudite, care iarăși familia se poate împărți în subfamilii, subfamilii includ genul, genurile includ specii. Familia Hesperide are 3 subfamilii, reprezentați în România, hesperinele, heteropterinele și pinginele. Să vedem repede numai câteva exemple. Uitați, câteva sunt pe imagini, sunt 2 specii din subfamilia hesperine. Și aici deja am ajuns la problema identificării speciilor. Oare care sunt aceste 2 specii? Cum le putem identifica? Cel mai bine la familia asta Hesperine, dacă vedem partea ventrală sau verso sau nu știu cum să denumim, partea inferioară a aripilor, acolo o să găsim caractere care ne ajută să determinăm aceste specii. Uitați-vă aici, iarăși, 5 imagini cu cele 2 specii.
Dacă ne uităm atent, o să găsim destul de repede pattern-ul, deci pe ce bază putem determina aceste specii. Vedeți aceste două imagini, este acea specie, pe aripile posterioare vedeți niște pete albe, destul de clar evidente, iar la celelalte trei, aceste pete sunt gălbuie, mai palide, mai șterse, aproape că au dispărut. Deci avem două specii. Hesperia coma și Oclode silvanus. Las puțin să vedeți. Deci pe fața superioară, cum se ved fluturii și pe partea inferioară. Deci dacă faceți monitorizare, propun ca acești fluturi să le capturați și să-l vedeți sau în fileu sau în mână, să le puteți determina, să vedeți și partea inferioară a aripilor. Bun. Mergem mai departe. Este un grup sub familia pirgine dificilă, și pentru mine creează probleme speciile din familia Pyrgus, din genul Pyrgus. Aici vedeți câteva caractere care sunt importante când trebuie să determinăm aceste specii. O să vă zic mai încolo. Deci imaginile pe care le vedeți sunt imagini cu fluturi proaspeți, relativ proaspeți. După perioada acești fluturi devin mai șterși, deci se duc sozișorii, aripile se rup, culorile devin mai pale, mai palide și cheile de determinare sunt mai greu de găsit. Deci dacă vedem fluturi așa proaspeți, le putem identifica relativ mai ușor. Dacă sunt deja zburate, așa se numesc, după o perioadă de timp după ce au zburat mai mult, atunci identificarea lor poate fi mai dificilă și este valabilă pentru mai multe grupe de specii. Bun. Trecem la o altă familie, familia fluturilor de zi, care în maghiară, acestea se numesc pilongo și dau de fapt denumirea speciilor de fluturi de zi. Avem în România relativ puține specii, coada rândunicii și fluturile sabie sunt cele două foarte reprezentative din subfamilia papilionine. Anumite specii din subfamilia parnasine pot avea zone a aripilor fără solz. Am avut două specii, Parnassus mnemosine și Parnassus apollo. Asta din urmă probabil a dispărut. Și larva are un organ sau la anumite specii, larvele au un organ denumit osmaterium, care îl folosesc, este retractibil acest organ, este un fel de coarne cărnoase care, dacă sunt speriate, le pot scoate ca să intimideze prădătorul eventual. Este larva speciei Papilio macaon, foarte drag mie pentru că am crescut în copilărie fluture care trește, larva trește pe mărar. Bun, merg mai departe pentru că timpul este scurt. Familia Pieride, a treia familie, de obicei sunt fluturi cu mărimi variabile mică-medie, de obicei sunt albe, fluturi albi. Este specific dimorfismul sexual, deci masculul și femeia au un colorit și eventual și elemente de desen pe baza cărora se pot diferenția pe sexe. Multe specii le găsim aproape de om, inclusiv în orașe, în spațiile verzi, pentru că preferă habitatele modificate de om și inclusiv pe terenuri agricole, pentru că planta gazdă în general sunt specii de leguminoase și crucifere care trăiesc și în habitate deranjate sau în culturi agricole, din motiv pentru care unele specii au devenit chiar dăunători mai de mult, așa se numeau, este pieris brasice. Să vedem câteva specii. Deci aici sunt trei subfamilii cu reprezentanță în România. Pierinele, care sunt de obicei fluturi albi cu pete negre sau gri. Dismorfinele, cu foarte puține specii în România, cu aripi albe rotunjite, dar cu un zbor foarte slab, cu un abdomen subțire. Și coliadinele, care au o culoare galben, portocalie, verzuie,
și au un zbor activ. Așa. Să vedem câteva specii. Din materialul original era câte specii de pieride sunt aceste imagini. Intuitiv vedem că cam toate sunt albe, galbene, portocalii, cam toate ar fi specii de pieride, dar este fals pentru că avem o specie care nu este din familia pieride și asta este Panaceus memosine, care am prezentat mai sus, care este din familia papilionide. Și în această imagine puteți vedea dimorfismul sexual. Rândul de mijloc, partea stângă, este Antocharis cardamines femela, partea dreaptă, vedeți masculul cu petele alea, nu știu, orange, portocalii, dacă doriți. Sau pieris brasice în rândul de jos, vedeți mascul și femelă. Masculul este în partea dreaptă și femela este în partea mai stângă. Între el este un pieris rape. Sus vedeți Vunepteryx ramni, lămâița în copular, este femelă mascul, femela este în partea stângă, este mai, mai verzuie, să zic așa, iar masculul este galben, ca lămâia. Așa, mergem mai departe. Bun. La pieride se pot crea confuzii dacă vedem numai partea ventrală a aripilor aceste două specii, dar după un puțin antrenament poți să vezi care este diferența dintre Pontia Idusa și Antocharis cardamines. Mi-a plăcut ideea asta cu Mickey Mouse, se văd niște desene verzui cum este Mickey Mouse, iar la Antocharis cardamines, care are aripile posterioare marmorate, nu vedem așa ceva, nu vedem elemente verzi așa de clare și de distincte. Deci cu puțin antrenament se pot distinge aceste două specii. Și grupul care de obicei creează probleme, dar avem un grup și mai complicat, grupul din genul Colias, pieridele, se pot separa și aceste specii cu puțin antrenament. Iarăși se vede dimorfismul sexual, în partea stângă vedeți pieris brasice, sus este femeia, jos este masculul, deci femeia are două puncte negre pe aripa anterioară, sau pete de fapt, masculul nu are. La pieris rape, cel din mijloc, sus este femeia, jos masculul, deci femeia iarăși cu două pete pe aripa anterioară, masculul una și a doua este pală sau inexistentă. Și pe partea dreaptă, pieri, snapii, același pattern. Bun. Câteva chei de determinare, ce trebuie văzut? Deci partea apicală pe aripile anterioare, până unde coboară jos pata neagră, asta ne ajută să diferențiem, de exemplu, pieris brasice de pieris rape. Sau de partea ventrală, zona gri, de-a lungul nervațiunilor este specifică pentru pieris napi raportat la aceste 4-3-4 specii. Așa, bun. O altă familie, a patra familie, este familia Licenide, cu foarte multe specii în România, relativ multe specii în România. Sunt fluturi mai mici și aici apare dimorfismul sexual, dar se manifestă puțin altfel. Apare mai ales la unele grupe de specii, genul de specii mirmoicofilia, cum este grupul, sau să zicem acum, maculinea, sau mai nou denumite fengaris, care sunt obligat mirmoicofile, deci au o relație cu furnicii. Fluturi care zboară de obicei la înălțimi joase în ierburi sau unele specii trăiesc pe arbuști și zboară la nivelul arbuștilor. Trecem în revistă și aici marile grupe, deci avem trei subfamilii. Liceninele sunt specii care au culoare roșie, violetă, brună, dintre care avem și câteva specii protejate în România. Speciile de tecline au o codiță pe partea
Deci pe aripile posterioare sunt specii care trăiesc în zona arbuștilor și zboară cam la nivelul arbuștilor și a coronamentului. Și majoritatea speciilor care sunt din subfamilia poliomatine și la multe specii dintre acestea apare dimorfismul sexual, în sensul că masculul este albastru pe partea superioară a aripilor, iar femeia este maronie. Pe partea ventrală, la majoritatea speciilor există o bandă portocalie submarginală sau dacă nu, atunci sunt pete mari negre, acei oceli, este specific pentru speciile de Fengaris. Numai să vedeți câteva exemple de licenide, nici nu l-am tradus. Bun, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 specii, fiecare este o specie distinctă. Deci pe partea stângă vedeți fluturi, mă rog, cele două jos pe partea ventrală, care n-au margine portocalie sau sub bandă portocalie, dar pe partea dreaptă vedeți banda aia portocalie specifică pentru speciile din genul Poliomatus și Plebeius. Bun, asta nu l-am tradus, am sărit peste. Deci astea sunt detalii pe care le putem găsi și în determinatoare. Revin cu o familie cu un singur reprezentant în Europa, este familia Riodinide, care inițial era inclusă în familia Licenide în România, dar mai nou se consideră că face parte din familia Riodinide. Este un grup care este foarte divers în zoniunea tropicală, este o specie care după puțin antrenament se poate identifica. Domnul Racoși l-a denumit fluturele cucului, apare cam când începe să cânte cucul, prin aprilie, deci în perioada asta, dar această specie mai are o generație de vară care zboară când cucul deja tace. Așa. Și ultima familie de fluturi de zi din România, una complexă, cu multe subfamilii și cu multe specii. Ce este specific, prima pereche de picioare sunt rudimentare, nu le folosesc pentru mers, deci fluturii arată parcă ar avea patru picioare, au forme, mărimi, culori foarte diferite și multe specii se pot observa toamna strănindu-se pe fructe coapte, căzute la pământ, mai ales speciile migratoare. Utilizează această sursă de hrană, nu numai nectar se hrănesc aceste specii. Deci luăm repede cele câteva subfamilii. Este singura specie din subfamilia Libitenine. Este o specie sudică, cu răspândire sudică, deci trăiește numai în sudul României. Am înțeles că a ajuns și până la Oradea, deci în vestul țării a urcat până în Oradea, dar n-a fost semnalat niciodată, de exemplu, din Transilvania. Ce este specific pentru această specie? Are palpii labiali foarte alungiți și îngroșați. Domnul Racoși l-a denumit fluturile cu cioc din acest motiv, maghiară tot așa ceră șleapchea și ierniază în stadiul de adult, deci primăvara de vreme se poate observa această specie. În sudul Dobrogei, în zona Drobeta, Turnul Severin și mai nou a urcat până la nivelul Oradiei. Altă subfamilie cu specii brune, negricioase, cu benzi albe, subfamilia Limenitine. Sunt două specii, ca să vedeți cam cum arată aceste specii. Materialul original ce am primit, a doua specie, era greșit denumit, era o altă specie trecută. Aceste specii au un zbor planat, interesant. Dintre acestea avem și o specie protejată, Neptis Sapho, nu este aici trecut. Mergem mai departe, subfamilia Heliconine.
cu foarte multe specii, este specific pe partea posterioară a aripilor sau pe partea ventrală a aripilor posterioare mai ales, sunt acele pete sidefii sau dunci sidefii, de aici vine și denumirea în maghiară, deci denumirea de sidefiu. Avem mai multe genuri și multe subspecii. În general sunt roșii etice cu desen, cu pete, dunci negre sau brun închise. Așa. O subfamilie cu puține specii, dar foarte spectaculoase, subfamilia apaturine. Avem în România 3 specii de apatura. Aici vedeți în imagine 2 specii, sunt specifice acele irizații, sunt culori așa numite fizice, deci diferite unghiuri, deci culoarea de bază a aripilor este neagră sau brun închisă, dar mai ales la mascul, din diferite unghiuri se vede o irizație albastră sau violetă în funcție de specie, specifică mai ales pentru masculi. Deci în aceste imagini se vede acele irizații. Și subfamilia nimfaline cu cele mai multe specii, un grup destul de divers, cu multe specii, nici nu știu ce ar putea fi comun. Pentru aceste grupuri, unele specii au aripile franjurate, alte specii au aripile mai ascuțite, aripile anterioare mai ascuțite, de obicei sunt roșii atice, negru, brun închis, cu pete portocalii, benzi portocalii. Între acestea găsim specii care iernează în stadiu de adult, este Inachisio, Vanessa Atalanta, Vanessa Cardo, Poligonia C album. Aceste 4 specii iernează în stadiu de adult, dintre care 2 specii chiar migrează, cele 2 specii de Vanessa. Deci în fiecare an în România apar specii care migrează din sudul Europei. Așa, aici este un exercițiu. Vedeți specii din subfamilia aceasta nimfaline, dar avem 2 specii care nu aparțin acestei familii. Și care sunt aceste 2 specii? Avem o specie de licenid, Licena titirus, și avem o specie din familia Riodinide, singura specie. În mijloc este o femelă, jos, dreapta, este un mascul. Numai să vedeți că uneori niște pattern-uri care s-au format și credem că putem determina specii de fluturi nu sunt foarte evidente. Deci sunt, dacă vă uitați la aceste specii, roșu cu negru, dar totuși ceva diferă. Bun. Și ultima subfamilie, care cândva era considerată o familie separată, satirinele, specifice sunt pentru acest grup de fluturi că au oceli pe aripi și pe partea ventrală și pe partea dorsală pot avea oceli, la unele chiar pot lipsi. De obicei au o culoare brună, maronie și ce este specifică pentru grup? Că speciile, omizile se rănesc pe specii de graminee, pe ierburi. Aici vedeți Melanarcia galatea, care este fluturile de tablă de șac, care este negru cu alb, deci nu este brun și pe partea superioară aripilor nici nu are oceli. Tot așa un exercițiu de identificare a speciei. Speciilor sunt 2 specii în aceste 10 imagini. Dacă ne uităm atent, atunci putem observa care specii aparțin cărui familii, care imagini aparțin cărui specii. Deci aici sunt puse separat, avem 2 specii, ce numim Glycerion, deci se vede pe aripa posterioară sunt niște oceli, șir de oceli, la cealaltă specie, la ce numim Papaphyllus, nu avem acest șir de oceli, eventual niște puncte foarte mici. Tot așa, pe aripa posterioară, ce numim Glycerion are una, 2 pete albe, cenonimfa Paphyllus nu are. Deci dacă vedem comparativ aceste 2 specii, le putem separa.
am o mențiune în cartea domnului Raco și cine l-are determinator, să aveți, să fiți atenți că la pagina unde se prezintă aceste specii este o confuzie cu fotografii. Bun. Și am ajuns la ultimul capitol, să zic așa, ce materiale putem utiliza pentru a identifica speciile de fluturi de zi. Foarte renumite sunt aceste guide-uri Collins, există și pentru fluturii de zi, deci pentru fluturii din Europa. Eu am trecut aici în revistă 4 cărți cu fluturi din Europa. Este acest Leroy, care ultima ediție cred că este din 2019, pe care l-am la francizi. Este iarăși un determinator foarte bun. Și ce este foarte important, că pentru Europa Centrală și Britania a apărut un ghid care este accesibil în format PDF. Cred că n-a fost încă publicat, n-a fost tipărit pe hârtie, dar se poate utiliza cu chei de determinare și mereu toată lumea, fluturarii experimentați propun să se utilizeze determinatoare sau la nivel național sau la nivel regional, cu fluturii colectați din zona în care activați. Cel mai util ar fi această carte cu fluturii diurni din România, domnului profesor Rahoși. Din păcate, stocul s-a epuizat și așteptăm versiunea în limba engleză. Și vorbesc despre acest ghid cu fluturii din Europa Centrală și Marea Britanie, care este accesibilă în format PDF. Și o să spun care este avantajul acesteia. Determinatoarele clasice arată fluturii în format etalat. Deci este școala veche a fluturarilor care colectau, puneau fluturii pe ace și le etalau, le băgau în cutii. Aici fluturii sunt fotografiați față verso și se văd toate caracterele. Dacă o să faceți monitorizare, voi nu o să aveți pe teren posibilitatea să vedeți toate caracterele la fluturii capturați inclusiv în mână sau fotografiați. Pentru asta avem nevoie de alt material, tot așa cartea lui Leroy, tot cu fluturi etalați. O nouă concepție este acest material, editat sau conceput de Peter Gergely, este un medic imunolog din Ungaria, profesor universitar la Universitatea Semmelweis din Ungaria. De fapt, el a coordonat și munca determinatorilor pentru editarea determinatorilor de fluturi diurni din Ungaria, care a apărut în ultimii 2-3 ani, în 2017 și 2018 a fost editat și acest material a fost încă completat și s-a ajuns la acest ghid pentru fluturii de Europa Centrală și Marea Britanie. Vedeți aici, comparativ cu fluturile ținut în mână, comparativ, vezi cheile de determinare. Te ajută foarte mult pe teren acest material. Și tot așa este, de fapt, a apărut prima dată acest determinator în Ungaria, în 2017 și după a doua ediție, în 2018, aceeași concepție. Aici deja s-a extins suprafața, inclusiv specii. Deci asta vă propun să-l folosiți. Bine, determinatorul din Ungaria este în limba maghiară, aceasta este în limba engleză. Așa. Sunt multe site-uri unde găsiți imagini cu fluturi, forumuri unde vă pot ajuta oricine să determinați fluturi, specialiști din forumuri. Oricum, materialul ăsta o să-l primiți. Să vizitați aceste site-uri dacă doriți să determinați fluturi, primiți ajutor, asistență de la persoanele care accesează aceste site-uri. Tot așa, European Butterfly Group, găsiți materiale inclusiv în format PDF pentru grupe mai mici. Pe acest site găsiți și determinatorul ăla de care am vorbit, care este accesibil în format PDF pentru Europa Centrală, dar o să găsiți materiale comparative pentru grupe mai mici, de exemplu pentru pieride, cum este aici în imagine.
dacă doriți să vă familiarizați cu aceste specii. După care, grupuri de Facebook, aici materialul original au fost puse din diferite țări, grupuri de Facebook care se ocupă cu fluturi de zi, determinarea fluturilor de zi. Avem și în România, aici menționez două grupuri, Insects of Romania Europe, aici puteți primi asistență pentru determinarea speciilor de insecte fotografiate. Singura cerință este să, când puneți o fotografie, să scrieți acolo data și locația exactă a fotografiei. Inclusiv și pentru fluturi de zi, este acest grup conceput pentru fluturi de zi, care este mai puțin activă, pentru că suntem relativ puține persoane care se ocupă cu acest grup. Eu sunt în ambele grupe, teoretic ajut la determinarea speciilor. Bun. Să nu uităm de Societatea Lepidopterologică Română, unde sunt câțiva specialiști care vă pot ajuta. Mai de mult exista o inițiativă de a porni acest program de monitorizare a fluturilor din România. S-a făcut o pagină, mă rog, un pagină web, unde găsiți eventual ceva materiale care vă pot fi utile. Și cred că atât a fost prezentarea mea. Mulțumesc pentru atenție. Pe mine mă găsiți pe Facebook, pe grupele astea de socializare despre care am vorbit, sau prin Cristina. Mulțumesc, nu știu, un timp aproape m-am încadrat. Da, este foarte bine. Mulțumim frumos, Csaba, pentru această prezentare despre toate speciile și grupele de fluturi de zi din România. Sper ca pentru cei care sunteți mai începători să nu vă descurajați că sunt prea mulți, pentru că lucrurile nu stau de fapt neapărat așa de rău. Când mergem pe teren, de obicei vom vedea la începutul sezonului puțin fluturi și e mai ușor de determinat, deci nu ajungem în situații foarte dificile foarte repede, așa că toate aceste informații, să știți că vor veni pe parcurs în timpul sezonului, iar noi planificăm să facem și niște mici filmulețe periodic în care să explicăm cam ce zboară în ce perioadă, să vedem cum ne organizăm cu timpul și poate reușim să facem și asta împreună cu Csaba, dacă... Normal, dacă sunt întrebări. Se pare că... Am pierdut audiența, nu sunt întrebări. Se pare că nu sunt întrebări, ok. Au rămas doar cei care știu deja despre fluturi. Ok. În continuare, atunci am să vă propun să facem 10 minute de pauză, pentru ca să poate să mai ieșim un pic, să ne mai dezmorțim un pic și apoi să revenim la 15:35, așa era vorba, deci 10 minute de pauză, că acum e și 25, și apoi să revenim cu partea de tehnici de monitorizare propriu-zise. Vă mulțumesc pentru participare până acum și o să ne vedem peste 10 minute. Mulțumim și noi. Noi. Mulțumim. Am să vă continui. Am să preiau eu acum partea narrativă a acestei întâlniri. O să vă povestesc un pic despre metodele de monitorizare a fluturilor diurni.
Și cum se procedează? Deci, monitorizarea în sine produce niște date colectate sistematic, în mod regulat și utilizând aceleași metode. Și ca urmare, datele acestea obținute din monitorizare vor fi de o calitate bună și vor permit identificarea în timp a unor tendințe. Dacă ne uităm în imaginea din dreapta un pic, vedem cam cum este, de exemplu, pe ani diferiți, vedeți că cu culori diferite sunt ani diferiți, perioada de zbor la o specie de fluture, un nimfalid, Aglais urtice. Deci se poate face o distribuție din această grafică prin care observăm când este abundența mai mare a unei specii într-un anumit an și în ani diferiți cum diferă aceste abundențe. Ca urmare, putem să tragem niște concluzii foarte relevante pentru politicile de mediu și de asemenea s-ar putea să descoperim niște soluții utile pentru conservarea habitatelor și a speciilor protejate. În cazul în care colectăm informații pe termen de 10 ani, 20 de ani, acestea sunt foarte utile, foarte solide, să zicem așa, și oferă date pe care le putem folosi cu foarte mare încredere în toate aceste domenii de aplicare, deci pentru politici, de mediu și așa mai departe. Bun, deci ce metodă de monitorizare ar trebui să alegem? De exemplu, transectul este o metodă care presupune parcurgerea unei rute fixate dinainte. Este o metodă standardizată, cu relativ puține reguli de aplicare și condiții de aplicare și pentru care este ușor să învățăm metoda. De asemenea, transectul acesta a fost folosit ca o metodă din aceasta pentru citizen science pentru că face legătura dintre oameni și natură. Sunt oameni care apreciază plimbarea în natură și oricum ar merge în natură. Și ca urmare, dacă propunem acestor oameni să parcurgă niște trasee într-o zonă frumoasă, aceștia vor fi foarte dispuși să și înregistreze fluturii pe zona respectivă. Iar ca rezultate, cum vă spuneam, oferă niște rezultate foarte solide, niște indici pe care îi putem folosi pentru a estima biodiversitatea. Și imaginea din dreapta, aveți un astfel de drum care trece printr-o zonă împădurită, care poate fi folosit ca ruta unui transect. Acest tip de abordare, schema de monitorizare în general, nu neapărat la nivel european, că a început în Anglia prima dată, în anii 70, acolo s-au stabilit primele transecte și s-a făcut un fel de sinteza informațiilor astfel încât să fie niște reguli stabilite. Iar ca urmare a apariției acestui tip de înregistrare a datelor, s-a dezvoltat un sistem întreg, o schemă întreagă la nivel de Anglia prima dată, după care s-a extins la nivel european și a luat chiar amploare în Europa. În graficele din josul paginii puteți să observați numărul de transecte în fiecare an la nivel european. Deci au crescut foarte mult aceste numere, aceste transecte în ultimii ani, fiind o metodă destul de accesibilă și apreciată de publicul larg. Deci nu doar de specialiști. Inițial doar specialiștii aplicau această metodă. În prezent sunt foarte mulți entomologi, care sunt ocupați cu alte meserii, dar în timpul liber folosesc această metodă ca un hobby. Și în imaginea din dreapta vedeți o poză dintr-un transect, din parcurgerile primelor transecte încă din anii 70.
Această schemă de monitorizare a apărut ca și o colaborare între două centre. De fapt, a unificat toate informațiile de la nivel european și încearcă să colecteze date sub forma aceasta de transecte într-o bază de date comună. Ca urmare, au început să dezvolte o rețea de voluntari care să introducă date în mod periodic. Și cu, asta înseamnă cu o frecvență destul de mare, tot la două săptămâni se presupune că se parcurge un astfel de transect, iar în prezent se practică această monitorizare pe transecte în 19 țări din Europa și există undeva la peste 4.000 de transecte parcurse în mod regulat. Aceste transecte parcurse produc niște rezultate foarte de o calitate foarte bună și relevante la nivel de țară. Dacă ne uităm la Marea Britanie, este aproape în totalitate acoperită, deci toate zonele din Marea Britanie sunt acoperite de transecte și, ca urmare, estimările despre populațiile fluturilor din zona respectivă sunt foarte bune. La nivel de țară este un lucru important, fiindcă în diferite țări poate avem bioregiuni diferite și avem o faună specifică de fluturi. Pe de altă parte, toate acestea unificate într-o singură bază de date europeană poate să ne ofere concluzii relevante la nivel de politici europene. Deci, chiar la nivel continental sunt relevante. În prezent s-au înregistrat 312 specii de fluturi de zi în această schemă de monitorizare europeană. Haideți să discutăm un pic despre aceste metode de monitorizare. Dacă luăm în considerare persoanele care parcurg un transect sau care doresc să inventarieze fluturii de zi, unii au o experiență mai bogată, alții mai puțin bogată. Alții sunt dispuși să investească mai mult timp, alții sunt dispuși să investească mai puțin timp. Iar ca metode care sunt relativ răspândite, sunt acestea în care persoanele cu puțină experiență și care nu au timp foarte mult de investit în urmărirea fluturilor, își înregistrează totuși datele. Aceste date sunt numite date ocazionale și calitatea lor nu este foarte bună. Nu este de natură să informeze o decizie politică, de exemplu, pentru politici de mediu, sau nu este suficient de solidă pentru a oferi concluzii științifice relevante. Aceste date ocazionale sunt colectate de multe ori tot cu ajutorul dispozitivelor mobile, de exemplu cu aplicația iNaturalist sau Observation sau Observado sau alte astfel de aplicații care funcționează într-adevăr foarte intens, deci lumea le folosește pentru că e foarte plăcut să ieși în natură și să faci o poză la un animăluț pe care îl vezi și după aceea să vezi ce specie ai găsit sau eventual să primești un feedback pe imaginea pe care o ai, dacă este sau nu specia pe care crezi tu că ai găsit. Dar, repet, această colectare de date, chiar dacă se adună într-o bază de date, este de o slabă calitate științifică. Dacă investim un pic mai mult efort în căutarea informațiilor despre fluturi și în deplasarea pe teren, s-ar putea să obținem niște date de o calitate ceva mai bună. Și aici intră zona aceasta ce ne interesează pe noi, transectele și aceste 15-minute counts, așa o să le și denumesc pentru că nu știu dacă se sună bine traduse în română. Sunt două metode care sunt propuse în schema aceasta europeană de monitorizare a fluturilor, ce presupune un antrenament relativ ușor de făcut
și un efort de monitorizare relativ ușor. Deci este undeva la mijloc. Nu trebuie să fii un specialist în fluturi pentru ca să poți să determini fluturii comuni și nu trebuie să fii nici să nu-ți dedici o parte foarte mare din timp pentru monitorizare, ci doar din timpul liber care oricum l-ai folosit ca să ieși în natură. Deci, la capătul celălalt al spectrului, dacă mergem un pic mai sus pe scara de efort și experiență, vedem tehnici de monitorizare ceva mai complexe, care presupun implicare constantă, deci cineva să și lucreze în domeniul respectiv și să aibă și o experiență bogată. Acestea sunt de obicei monitorizări ale populațiilor de fluturi, în general a fluturii protejați, și se face cu metoda marcării și recapturării. Presupune că într-o populație ne deplasăm în mod regulat în perioada de zbor și marcăm toți fluturii din, sau mă rog, pe toți pe care îi prindem, îi marcăm, îi eliberăm și apoi o parte dintre ei vor fi recapturați în zilele următoare. Dar efortul pentru această metodă este foarte intens, iar datele, chiar dacă sunt de calitate foarte bună, de multe ori e necesar mai mult de un singur sezon de eșantionare. Deci, în privința efortului, este poate metoda cea mai consumatoare de timp. Deci, revenind, partea aceasta de mijloc este un fel de compromis în care putem să investim relativ puțin timp, putem să nu fim neapărat specialiști în domeniu și totuși să reușim să recunoaștem cu un pic de antrenament cele mai multe specii comune și putem să oferim această informație, să alimentăm o bază de date care să ofere concluzii de nivel științific. Și de aceea vreau să vă prezint aceste două metode în continuare propuse de IBMS, care în cadrul acestei scheme de monitorizare s-au desfășurat câteva proiecte de care v-a povestit și Csaba mai înainte, iar în cadrul proiectelor s-au dezvoltat aplicații de mobil cu care putem să înregistrăm transecte și 15-minute counts. Cristina, pot să fac o remarcă aici? Sigur. Poți merge înapoi la slide-ul anterior. Știu că ai primit materialul ăsta și mie mi se pare că aici este puțin, hai să zicem, la partea de experiență și efort de monitorizare, acum care este scopul? La studiul de marcare recapturare, acolo nu trebuie să ai neapărat, dacă mai ales te axezi pe o singură specie, acolo nu trebuie să ai nu știu ce expertiză. Deci mulți studenți sau doctoranzi încep să se ocupe cu fluturi cu o singură specie. Fac marcare, recapturare, învață o singură specie într-un sezon. Eu cred că efortul de monitorizare pe transect este mai mare, pentru că ai mai multe specii. Teoretic le parcurgi din primăvară până toamna târzie, chiar dacă în fiecare două săptămâni asta înseamnă că ai vreo, nu știu, 10, 12, 15 zile de teren pe an, ai mai multe specii, ai mai mulți indivizi. La marcare de capturare ai, hai să zicem, o specie care zboară 2, 3, 4 săptămâni și ai terminat anul respectiv. Deci aici eu n-aș zice că efortul de monitorizare este mai redusă pentru monitorizarea fluturilor de zi, unde ai comunitate de fluturi. Deci ai zeci de specii și expertiza pentru a identifica speciile, că despre asta o să vorbim. Deci la început, pentru un începător, el știe câteva, se poate învăța câteva 20-30 de specii în primul an. Și așa, evolutiv, poți să vezi speciile, dar pentru marcare de capturare o arăți una, două ori o specie și poate mai ales speciile astea protejate. Ăla este un Euphydrias maturna, asta poți învăța. Deci eu cred că aici nu. Însă, calitatea datelor, într-adevăr, la marcare de capturare este mai bună. Deci sunt statistici mai robuste pentru calcularea mărimii populației. La metoda transect,
Și aici ai grijă că dacă facem monitorizarea, asta înseamnă că facem multianual, deci nu facem numai un singur sezon. Dacă facem marcare recapturare și vrem să facem monitorizarea unei specii protejate cu metoda marcare recapturare, ai o perioadă relativ scurtă și intensă de teren, însă pentru butterfly monitoring scheme, pentru mai multe specii, pentru comunități de specii, îți trebuie date multianuale. Deci ce ai arătat în Anglia, de exemplu, sunt transecte care au fost parcurse zeci de ani și da, chiar au fost, deci dacă luăm câte zile s-a consumat teren pentru, hai să zicem, monitorizarea unui transect, pe un transect și cât fluturi s-au numărat, câte specii s-au numărat, este un efort mai mare, însă, într-adevăr, le poți ușor face dacă ești deschis la chestia asta. Da, deci asta am vrut să zic aici. Mie mi s-a părut, am văzut prezentarea și mi s-a părut că aici undeva nu e ok. Da, sunt două, de fapt două aspecte din punct de vedere ecologic, pentru că marcarea, recapturarea este dedicată studiilor populaționale, adică se inventariază populații ale unor anumite specii și doar acelea ne interesează, în principiu altele nu ne interesează, nu ne concentrăm pe nimic altceva. Nici la marcare, recapturare, în general, nu prea este suficient un singur an, fiindcă după ce ne dăm seama, abia după un an aproximativ ne dăm seama cam cum stă populația și ce am ratat. Din propria experiență spun că mie nu mi-a ajuns un singur an pentru ca să înțeleg bine cum funcționează o anumită populație. Dar în privința transectelor, într-adevăr, ceea ce spui tu este experiența ta de monitorizare a fluturilor, a comunităților. Deci, revenind, e vorba despre populații la mark recapture și de comunități la transecte. Comunitățile, într-adevăr, arată o situație mai complexă și studiile științifice care folosesc datele acestea și ele sunt mai complexe decât la marcare-recapturare, dar ideea cu Butterfly Monitoring Scheme este că metoda aceasta a transectelor se poate concentra în zone nu neapărat bogate în specii de fluturi, ci în zone în care sunt specii comune, pe care le putem urmări ușor, le putem recunoaște ușor, pentru că pentru un iubitor de natură va fi ușor să vadă și este mai distractiv să vadă mai multe specii decât să se concentreze pe marcare, recapturare, chiar dacă e o singură specie, dar trebuie să marchezi totul, trebuie să prinzi totul, trebuie să marchezi totul, trebuie să eliberezi și după aceea să-ți notezi absolut totul ca înregistrare. Deci efortul este un pic altfel. Poate că nu durează așa de mult, dar partea aceasta de transect, mie mi se pare că în mod potrivit a fost aleasă pentru publicul larg, fiindcă este și diversă. Este și aspectul acesta ca să nu faci în mod monoton ceva, ci să fii expus la un număr mare de specii de fluturi, nu foarte mare, pentru că publicul larg nu va merge neapărat într-o rezervație naturală sau într-o zonă foarte greu accesibilă. Poate că e grădina din spatele casei în care facem un transect și acolo avem poate 5 specii de fluturi. Și ne bucurăm dacă o vedem și pe a șasea și o adăugăm și pe a cealaltă. Deci e pentru a stimula interesul publicului și pentru a conecta oamenii și cu natura. Deci este și aspectul acesta. În această schemă. Și ca efort, când există aspectul acesta distractiv și plăcut, e mult mai puțin. Deci nu e perceput ca și un efort efectiv. Deci tu faci transecte în mod repetat de 30 de ani sau de când ai început să faci, nu chiar de 30 de ani, poate, dar aproximativ. Și cred că în cazul tău e vorba despre un efort din acesta la nivel de producere de date științifice un pic mai complex, pentru că te duci în arii în care știi că sunt mai multe specii, te duci în zone mai atractive din punct de vedere lepidopterologic.
Și cred că putem să facem delimitarea aceasta. Într-adevăr, un efort de zeci de ani de transect este mai mare, dar depinde în ce zone facem. Dacă facem în grădina din spatele casei, în fiecare două săptămâni vedem câte cinci specii de fluturi și cam atât. Știi? Deci cam, cred că asta este ideea din spatele schemei de monitorizare. Deci o combinație, poftim? Mai ziceam din experiența din România, când s-a început să se lucreze cu metoda marcare-recapturare, de obicei au venit studenți care n-au avut experiență de, cu fluturi, să zic, să lucreze cu fluturi. Persoane pe care știm și noi, nu știu, de la Andrei Crișan până la Natalia Timuș, care nu s-au ocupat inițial cu fluturi, dar acea specie l-au învățat și au putut face marcare-recapturare. Ce este important, ai zis și tu, că ca să vezi trendul unei populații, îți trebuie date multianuale. Marcarea recapturare este o metodă mai robustă, deci obții date mai exacte cu mărimea relativă a populației, mărimea absolută a populației. Cu metoda transect obții abundențe relative, care ai avut un grafic în care ai prezentat la agraiz urtice cum e trendul, acolo erau zeci de ani sau ani întregi. Deci s-au colectat date ani întregi și asta e important. Deci noi pentru specii protejate facem marcare recapturare și pentru doctorat 3 ani. Da, ca să obții o mărime a populației. Îți trebuie 3 ani pentru că diferiți ani au divers factori de, nu știu, climă și așa mai departe, care pot influența. Într-un an ai 100 de indivizi, celălalt poate ai 200 sau 500 de indivizi și ca să obții o medie îți trebuie cam 3 ani date, 3 ani ca să zici că aici ai aproximativ o populație de X indivizi. Dar din datele de transect se obțin la nivel în timp și în spațiu trenduri pentru specii. De exemplu, așa s-a dovedit că specia cea mai comună din Europa, Polyomatus icarus, a fost în cădere drastică, deci numărul speciilor. Și ce este important ca și mesaj? Bine, ai zis că eu lucrez în zone unde sunt fluturi mulți, dar este foarte important, chiar dacă faci pe o singură specie sau pe 5 specii monitorizare, că nu le știi, sau n-ai zonă unde să le vezi sau nici nu te interesează, poți să faci și pe o singură specie sau nu faci pe o specie, faci pe 5 specii. Este foarte important. Dacă știi numai Inachi, Sio și Papilio, Machaon și numai pe ele le înregistrezi, și ei sunt. Sau faci pe o perioadă scurtă, hai să zicem, zboară Antocaris cardamines, în aprilie, mai, poate început de iunie, atâta timp ai, dar ai o specie pe care poți să faci. Și dacă faci multianual în același loc, atunci poți să vezi trendul, ce se întâmplă. În 2-3 ani nu poți să zici încă un trend, dar dacă ai 10 ani sau 15 sau 20 de ani, atunci poți să obții. Și teoretic este o metodă standardizată. Dacă eu renunț, hai să zicem, nu știu, plec sau mor sau se întâmplă ceva, cineva poate să preia transectul și să continue adunarea datelor. Da. Foarte bună observație ce ai spus tu, că monitorizarea aceasta pe transecte poate fi făcută doar pentru un număr limitat de specii. Deci nu trebuie să fie chiar toate speciile care le vedem. Și asta e important de menționat, că se poate practica și sub forma aceasta. Ok, bun. Acum, mai concret, ce înseamnă metoda aceasta a transectului? Înseamnă că avem o rută prestabilită în care umblăm într-un ritm încet și constant, imaginându-ne că în stânga și în dreapta noastră avem și în fața noastră avem un spațiu ca și un cub, așa cum este în imaginea din dreapta, cu o latură de 5 metri. Și noi ne aflăm pe una din laturile cubului și avansăm încet, încet cu spațiul ăsta virtual în fața noastră și cu fileul în mână, eventual, și prindem sau numărăm toți fluturii pe care îi vedem în spațiul acesta și care aparțin la toate speciile pe care le putem identifica. De exemplu, putem să ne oprim la un moment dat pentru ca să determinăm o anumită specie pe care am prins-o în fileu, dar
Dacă suntem contra cronometru, oprim cronometru până determinăm, dacă nu, nu. Și apoi continuăm să numărăm tot în același spațiu virtual aflat în fața noastră, nu ne uităm înapoi sau încercăm să numărăm în timp ce stăm pe loc. Deci această caracteristică este tipică pentru transect, faptul că numărăm în timp ce ne deplasăm. Dacă ne apucăm să stăm pe loc și să ne uităm înapoi, riscul ca să numărăm același fluture de mai multe ori este mai mare. Există oricum acest risc, pentru că unele specii sunt mai mobile și merg dintr-o parte într-alta pajiștii în timp ce noi parcurgem, de exemplu, o pajiște și s-ar putea ca el să facă o tură în jurul nostru și după aceea să se întoarcă din nou în fața noastră. Dar ăsta este un risc acceptat în metoda aceasta de lucru, dar ideea este ca noi să încercăm să ne păstrăm ochii întotdeauna pe acest cub virtual din fața noastră și din lateralele noastre. O metodă bună de înregistrare poate fi și înregistrarea cu ajutorul unui reportofon, astfel încât să nu ne luăm ochii de la transectul propriu-zis, ci doar să vorbim în timp ce umblăm. Ca surse care sunt bune de folosit este acest manual pentru monitorizarea fluturilor diurn, care pot să vi-l trimit pe mail. Și mai este o carte care detaliază metoda scrisă chiar de autorul acestei metode, Pollard, care de asemenea este utilă pentru cine dorește să învețe mai mult despre metoda de parcurgere a transectului. Acum, întrebarea următoare este unde să ne alegem un transect de parcurs. Aici lucrurile sunt foarte complexe, în sensul că poate că unii dintre noi suntem orientați către specii mai deosebite, vrem să vedem anumite specii mai rare, mai spectaculoase din fauna noastră și atunci am vrea să mergem în locurile acelea unde ele se întâlnesc. Dacă ne permite timpul, atunci putem să facem acest lucru și să ne stabilim un transect într-o arie în care știm că zboară specii mai deosebite. Dar cea mai, să zicem, sustenabilă metodă dovedită până în prezent este să ne alegem un transect cât mai aproape de casă sau de locul de muncă. Pentru că atunci putem să ne luăm angajamentul că pe termen lung vom putea să repetăm eșantionarea fără nicio problemă. De exemplu, dacă avem un loc de muncă care e aproape de un parc, am putea ca în pauza de masă să ne luăm o perioadă de timp, nu știu, de 10 minute, depinde cât timp avem la dispoziție, 15 minute, 20 de minute, să parcurgem un anumit traseu prin parcul respectiv și să repetăm acest lucru tot a doua săptămână. Dacă știm că avem această posibilitate, este una dintre cele mai sustenabile metode pe termen lung. Pentru schema aceasta europeană, atunci când cineva dorește să își stabilească un transect, este recomandabil ca persoana să se sfătuiască cu coordonatorul din țara respectivă. Ei bine, noi în România încă nu avem un coordonator propriu-zis. Acum, în perioada aceasta, ne gândim cine va fi implicat și va fi probabil o echipă care va fi echipa coordonatoare și probabil că ea va fi din partea societății lepidopterologice române. Vom fi un fel de echipă care vom avea capacitatea de a da sfaturi în privința alegerii transectelor. Deci aceste transecte e bine să le alegem în comunicare cu cine va fi coordonat în echipa de coordonare a schemei de monitorizare. Și să vedem un pic și condițiile de parcurgere a transectului. Datorită modului de viață al fluturilor, este cel mai bine să ne
axăm transectul pe o regiune care să fie cu mai multe tipuri de habitate. Deci, acel parcurs să treacă, de exemplu, dintr-o zonă cu tufe, într-o zonă de pajiște, poate lângă este o zonă foarte puternic pășunată și e bine sau este recomandabil să folosim regiuni în care vedem că sunt mai multe specii de fluturi și regiuni în care sunt mai puține specii de fluturi sau zone mai abundente sau mai puțin abundente în individ. De obicei nu se recomandă să se depășească un kilometru în lungime și se recomandă împărțirea secțiunilor bazate pe un reper din peisaj. Adică să mergem, să parcurgem o zonă, de exemplu, mai împădurită, iar la marginea pădurii, când ieșim în pajiște, să începem următoarea secțiune din transect. Deci să fie o chestie care e ușor de recunoscut pe teren, ca să nu pierdem vremea cu consultarea GPS-ului, cu alte detalii de genul acesta, ci să ne putem dedica în totalitate urmăririi fluturilor. Când ar trebui să parcurgem aceste transecte? În general, fluturii depind de condițiile meteorologice bune, adică ar fi bine să fie pe perioada cuprinsă între ora 10 și 16. În timpul verii s-ar putea să găsim specii care zboară și mai târziu de ora 16, dar și mai repede de ora 10, dar recomandabil este tot acest interval de timp, pentru că atunci vom avea cu siguranță cea mai reprezentativă, cel mai reprezentativ sample, probă. Apoi, temperatura ar trebui să fie peste 13 grade Celsius. Acest lucru s-a modificat oarecum recent, fiindcă mai de mult era peste 18 grade Celsius, dar s-a redus fiindcă lumea lucrează și în zone mai nordice ale Europei. Sunt fluturi care zboară și la temperaturi ceva mai joase și atunci s-a redus acest prag. Și nu se recomandă peste 35 de grade Celsius. Oricum și pentru noi este dificil să lucrăm în 35 de grade Celsius, așa că nu e o condiție foarte dificilă de respectat. Apoi, încă o condiție importantă pentru fluturii de zi este viteza vântului. Viteza vântului poate să ne afecteze eșantionul dintr-un transect dacă este peste un anumit nivel ca mărime. Și în dreapta aveți o scală numită scala Beaufort. Aceasta ne dă niște trepte pe care putem să le estimăm după ce vedem în prejurul nostru. De exemplu, la nivelul 1 avem doar mișcări foarte ușoare ale aerului în care putem să recunoaștem această mișcare ușoară a aerului prin orientarea diferită a coloanelor de fum de la șeminee de la alte surse. Deci putem să ne orientăm după lucruri pe care le vedem în prejurul nostru când ieșim pe teren. Când, de exemplu, avem o briză moderată sau ceva mai rapidă, atunci putem să ne referim la nivelul 4 și 5, atunci deja crenguțele mai subțiri ale copacilor se mișcă și se poate vedea o astfel de mișcare. Deja începe să fie un pic de problemă pentru fluturii de zi, pentru că ei sunt duși de vânt foarte ușor. La nivelul 6 deja nu se mai recomandă să inventariem fluturi, fiindcă sunt foarte afectați de vânturile mai puternice. Un alt lucru important este acoperirea cu nori. De obicei, putem să spunem cât la sută din cer este acoperit cu nori atunci când începem transectul, dar acest lucru s-ar putea să schimbe pe parcurs. Deci, dacă, să zicem, avem o jumătate de oră în care parcurgem transectul, s-ar putea
ca să se înnoreze mai tare, după aceea să se să fie iarăși însorită vremea și așa mai departe. În principiu, fluturii preferă soarele, deci nu vor zbura atunci când este înnorat și e bine să mergem pe teren atunci când știm că vom avea soare din start, iar dacă pe timpul în care facem inventarierea fluturilor pe teren, se întâmplă să se înnoreze sau să se schimbe lumina, să notăm cât la sută din timpul în care parcurgem transectul a fost soare. Deci aveți aici toate tipurile de prognoze meteo pe care puteți să le luați în considerare ca să ieșiți pe teren, dar eu nu v-aș recomanda ultimul tip, pentru că dacă este complet acoperit, nu prea vor zbura fluturi. De asemenea, vreau să mai fac încă o observație. Sunt perioade cu ploi abundente. Dacă această perioadă vine o perioadă cu ploi abundente, populațiile de fluturi vor fi afectate. Dacă vrem să mergem pe teren, să nu ne alegem niciodată o prima zi după perioada de ploi abundente. Să lăsăm câteva zile să treacă și atunci câteva zile cu soare vor face ca populațiile de fluturi să fie din nou mai abundente și vom avea mai mult succes pe teren. Și de asemenea, dacă știm că, să zicem, avem poate mai multe transecte pe care vrem să le parcurgem, de exemplu, într-un studiu mai coerent, dacă vrem să facem, eu știu, o lucrare de licență sau de masterat sau în cadrul unui proiect de cercetare și avem mai multe transecte de parcurs, e bine să ni le grupăm, să vedem prognoza meteo și să ni le grupăm să fie în așa fel încât mai multe zile la rând să fie soare și să putem parcurge toate transectele în acel interval de timp. Bun. Câte vizite pe teren ar trebui să facem? În mod ideal, ar trebui să mergem în fiecare săptămână în sezonul de zbor al fluturilor diurne. Asta înseamnă în Europa de vest, undeva și la noi, între aprilie și septembrie. În sudul Europei, vremea devine mai propice pentru fluturi începând din luna februarie și merge până la sfârșitul lui octombrie. Dar la noi este recomandabil aprilie-septembrie, bineînțeles în funcție de vreme, iar în cazul în care nu putem să ne permitem să mergem în fiecare săptămână, o vizită la fiecare două săptămâni este acceptabilă și oferă încă estimări de foarte bună calitate. Dacă opțiunile acestea, nici ele nu sunt fezabile, nu sunt posibile în programul nostru de lucru sau în timpul nostru liber, putem să încercăm să facem alte strategii de parcurgerea transectelor. Și anume, putem să grupăm vizitele pe o perioadă de zbor, cum a spus și Csaba înainte, pe perioada de zbor a unor specii de fluturi, sau putem să ne alegem doar un singur anotimp, de exemplu doar primăvara. Și știm că avem timp primăvara să mergem și atunci mergem mai intensiv pe teren primăvara și după aceea în vară nu le mai eșantionăm. Dar în mod obișnuit, un minim acceptat ar fi de 10 vizite pe an. Deci 10 ieșiri pe teren pe an pentru transecte ne vor da informații destul de bune. Pentru înregistrarea datelor, ați văzut deja de la Csaba câteva metode de a determina speciile de fluturi de zi. Există determinatoare foarte variate. Se pot descărca determinatoare produse prin proiectele acestea ale instituțiilor care au inițiat IBMS și vor fi niște ghiduri din acestea de teren vor fi traduse și adaptate la fauna de fluturi din România în curând, vor fi scoase pe regiuni ale României.
Încă nu avem detalii foarte multe, pentru că suntem foarte la început cu partea aceasta, dar încet, încet o să încercăm să facem rost de aceste determinatoare orientate pe regiuni și să le punem la dispoziția voluntarilor care vor să facă monitorizare. Fotografiile sunt importante dacă le facem pe teren, pentru că putem să identificăm ulterior specii. Dacă nu vrem să capturăm fluturile, dacă suntem într-o arie protejată, atenție, nu este permis să colectăm fluturii. Și de asemenea, mai avem la dispoziție și acele platforme online de care a menționat și Csaba. Ok, cum facem înregistrarea datelor? Fie ne luăm notițe, fie într-un carnețel, fie putem să ne imprimăm o fișă de lucru ca și cea din imaginea din stânga jos, sau putem să folosim reportofonul, dar trebuie să ascultăm după aceea înregistrările, să le trecem pe alt suport, sau din moment ce avem butterfly count up, putem să le înregistrăm cu ajutorul telefonului mobil și acest lucru îl putem face nu doar cu metoda transectelor, ci și cu 15-minute counts. O să vă povestesc ceva mai mult în detaliu despre 15-minute counts în curând. Iar datele pe care le colectăm din teren, apoi le putem încărca pe pagina web a IBMS. Această pagină web cuprinde, de fapt, este legată la baza de date europeană. Și aplicația Butterfly Count face același lucru, dar automat, nu mai trebuie noi să încărcăm datele pe site și în baza de date. Fișa de teren, vedeți aici un exemplu de fișă de teren, poate fi sub forma aceasta sau putem să o personalizăm cum dorim. E important să scriem un nume al transectului, de să-l identificăm, să scriem observatorul și data și perioada de parcurgere. De asemenea, condițiile meteo la început și la sfârșit. Să existe o parte în care avem speciile cu numărul de indivizi pe diferitele secțiuni și apoi să mai trecem eventuale notițe cu informații din afara transectului sau alte caracteristici ale transectului. De exemplu, ce mi s-a întâmplat deseori mie pe teren când parcurgeam transecte, era să observ că s-a schimbat ceva în habitat. Să zicem că a fost cosită o pajiște între timp sau o pajiște care în mod normal trebuia cosită, a fost mâncată de oi, foarte frecvent, se întâmplă foarte frecvent. Deci, chestii de genul acesta e important să le scriem la notițe, pentru că atunci când vedem datele ulterior, putem să ne explicăm anumite tendințe. Ce este acest website IBMS? Acest website, de fapt, face legătura între datele noastre și baza de date europeană. Pentru ca să poată calcula tendințe la nivel european și să calculeze un indicator al fluturilor. Acest indicator al fluturilor e calculat după niște metode matematice destul de complexe, nu are rost să intrăm în detalii în tema aceasta, dar este un indicator care putem să ne bazăm pe el pentru tendințele la nivel de diversitate generală în Europa. Așa arată site-ul. Vedeți aici în câteva imagini de pe site-ul acesta. El este în curs de traducere în limba română. Cristina Costache se ocupă cu partea aceasta. Așa-i, Cristina? Oare? Da, aveam probleme cu... Da, eu m-am ocupat și am și tradus, am terminat. Ai terminat de tradus site-ul? Da,
Da? Oh, perfect. Deci, site-ul și site și aplicația pe mobil, da. Da, da, da. Bun, deci și site-ul și aplicația au traducerea în limba română pentru cine dorește să folosească limba română sau să înțeleagă mai bine termenii. Site-ul acesta este ușor de folosit. Trebuie făcut un cont. În dreapta sus este un buton de login și se poate crea un cont nou. Iar în partea de început, dacă suntem noi în această tehnică a transectelor sau în monitorizarea fluturilor pe ansamblu, putem să optăm să ne facem un cont de antrenament. Deci nu un cont permanent, ci unul de antrenament în care să exersăm, de fapt, metodele de lucru. Pentru a exersa metodele de lucru, va trebui să mergem la profilul nostru de pe cont și să alegem modul de antrenament. Așa. O să vă arăt într-o secțiune ulterioară, ceva mai încolo, o să vă arăt cum se face, se adaugă un transect nou și atunci o să vă explic și cum se poate face contul de antrenament. În această pagină de web aveți harta cu toate transectele la nivel european și aveți un ghid rapid cum se poate folosi întregul site și înregistrările, cum se pot încărca. Bun. Și apoi avem așa, stabilirea unor transecte noi. Să zicem că ne-am hotărât, vrem să facem, să practicăm această metodă a transectului, avem noi un traseu pe care vrem să-l parcurgem, am văzut că sunt fluturi acolo și cum facem? După ce ne-am stabilit un cont, acum o să dau share la pagina de, numai o secundă, oare se vede? Pagina mea de IBMS. Da? Se vede? Sau tot slide-ul se vede? Nu, tot se vede slide-ul. Ok, am să închid atunci ăsta. Aha, ok. Și dau încă un share la... Acum ar trebui să vadă pagina de... IBMS, da? Ok, deci avem aici My Account, iar la contul meu, la mine este în engleză momentan, aș putea să trec pe română și am să mă duc acasă la... ar trebui să văd în bara de sus. Profile, edit profile, deci la edit profile în orice caz, la editarea profilului vom avea, deci aici eu am o bară în plus, acum de ieri până astăzi m-a făcut temporar coordonator și nu mai văd bara de sus, din păcate, că m-am pregătit să vă arăt unde se poate schimba limba, dar văd că nu mi-apare mie. Cristina, deci, dacă intri pe pagina de web în limba română, deci butterflymonitoring.net.ro, încearcă numai Butterfly Monitoring, cum este monitor, așa, dar slash.ro, că ăla este limba. Am pus un link în comenturi aici. Uită-te în link. Aha, ok. Deci intri pe pagina în limba română, să vedem de acolo cum poți intra, nu știu, probabil. Butterfly Monitoring. Asta, ok. Așa apare, deci okay, prima pagină okay. Și contul meu, vezi? De acolo să încerc. Da, contul meu se vede, bun, mersi. Și la mine tot, în sfârșit, văd și limba română, bun. Ok, deci aici în dreapta sus puteți să schimbați limba.
una din cele 9, nu știu dacă, cred că sunt 16 sau 19 limbi în care a fost tradus site-ul. Și la contul meu putem să ne vedem profilul, iar profilul poate fi modificat. Atunci când ne facem contul și dacă dorim să facem un cont doar de antrenament, deci vrem să lucrăm doar, să zicem așa, fără să se înregistreze datele în baza de date europeană, atunci putem să ne alegem să bifăm această căsuță de training. Și când am bifat lucrul acesta, tot ceea ce înregistrăm noi nu, rămâne în contul nostru, dar nu merge să fie, să alimenteze baza de date europeană. Este o metodă foarte bună de lucru, pentru că învățăm cum să lucrăm cu aplicațiile, însă să nu uităm, după aceea când ne pricepem la determinat fluturi și la parcurs transecte, să nu uităm să-l schimbăm pe cont normal și nu de antrenament. Bun, îi dăm salvare, după care mergem la adăugarea unui transect nou. Aici, la datele mele, există transectele mele. Dacă mergem la transectele mele, vom vedea transectele pe care le-am definit noi înainte sau dacă nu avem niciunul aici, în zona aceasta nu va fi niciunul. Aici eu am adăugat un transect deja, este aproape de casa mea și mi se pare fezabil să îl parcurg, iar dacă vreau să adaug încă un transect, voi merge pe Add Site și va trebui să specific în formularul acesta unde voi parcurge următorul transect. În primul rând alegem țara, România, îi dăm nume transectul 2, de exemplu, așa. Aici va apărea automat pe măsură ce îl marcăm pe hartă. Avem harta în partea dreaptă a imaginii și ne apropiem de locul în care facem zoom in către locul în care vrem să parcurgem transectul, ne uităm cu atenție unde vrem să mergem, să zicem că aș vrea să parcurg un transect în fânațele Clujului, să zicem, da? Și fânațele Clujului sunt relativ aproape de casa mea, astfel încât cred că ar fi o zonă potrivită pentru mine să o parcurg. Așa, pe harta aceasta nu se văd neapărat tipurile de habitat. De aceea, cel mai recomandabil ar fi ca să vedem o hartă numită Google Hybrid, care ne arată și tipurile de habitat. Deci ne arată, de fapt, un ortofotoplan al zonei. În continuare, mergem din ce în ce mai aproape, până la locul în care credem că putem să ne apucăm de parcurs. Și îl stabilim, deci am pus eu, am pus un cerculeț aici, deja mi-a dat grid reference, este, vedeți că sunt niște linii albe care sunt aranjate într-o rețea și fiecare ochi al rețelei reprezintă un anumit număr, are alocat niște coordonate. Și e mai ușor de băgat datele în baza de date pe baza acestor pătrate. Apoi, în continuare, putem să vedem câteva lucruri. Aici, site code nu putem să-l schimbăm. Ceea ce este interesant, dacă lucrăm într-o arie protejată sau într-o zonă în care am găsit o specie nouă pentru fauna României sau rară sau foarte, cu populație foarte mică, și nu vrem să se știe unde este, se bifează căsuța sensitiv. Adică lumea să nu poată afla exact toate detaliile din transectul nostru. Acest lucru, în cazul ăsta, nu e cazul.
alegem lățimea transectului, cel mai obișnuit transect are 5 metri lățime și apoi lungimea se va stabili când stabilim secțiunile. Numărul de secțiuni putem să stabilim, de exemplu, în funcție de numărul de habitate, să zicem că avem 2 habitate și aici putem să trecem câteva observații referitoare la tipul de management, la care sunt caracteristicile locului și putem alege principalul tip de management al terenului. De exemplu, grazing, în cazul de față, este pajiște pășunată. Și habitatul principal este grassland. Salvăm partea aceasta, după care mergem la partea a doua și acolo vom stabili ruta propriu-zisă. Vedeți că ne apare un nou tab în care din nou selectăm Google Hybrid ca să vedem cum arată efectiv terenul și vom stabili un transect care pe secțiunea 1, vedeți aici secțiunea 1 și secțiunea 2. Alegem secțiunea 1, alegem instrumentul de desenat pe hartă, este acesta, și pornim de la drum, să zicem, și parcurgem cu click, putem să parcurgem. De exemplu, eu acum fac doar așa de probă, un transect care merge prin funațele Clujului până, de fapt, până undeva pe aici. Ultimul punct este cu dublu click. Așa am stabilit secțiunea 1, apoi următoarea secțiune o aleg pe S2 și merg până când se face galbenă prima secțiune. Și pornesc de acolo, pentru că asta înseamnă că se conectează una cu cealaltă și continui traseul la marginea pădurii sau tufărișului mai degrabă, că este mai degrabă vegetație arbustivă. Și îmi continui transectul prin zona aceasta mai întufărită. Și merg, urmăresc linia tufelor până când ajung aici. Și aici termin transectul, asta este secțiunea numărul 2. Dacă am reușit să fac treaba asta, pot să dau finish și am transectul la My Transect Sites. Și o să ne apară, vedeți, aici este T2. Aici pot să modific această secțiune, adică pe secțiuni, pot să mă duc pe rută și Section Details. Este foarte recomandabil să ne uităm la detaliile fiecarei secțiuni, să explicăm tipul de management și tipul de habitat în care lucrăm pe fiecare secțiune și deci alegem prima dată S1, completăm detaliile pentru S1, apoi completăm detaliile pentru S2 și îi dăm save. În mod normal, având ruta, ok, oare unde e ruta? Oare de ce nu ne arată ruta? S1, nici S1. Mi-a dispărut ruta, din păcate. O să încerc din nou. Așa. După aceea S. Cancel, îi dau, trebuie să dau save de undeva, un pic, save loop, așa, ok, asta era problema și data trecută, apoi S2, mă duc până se face galben și încep o nouă rută de transect, o nouă secțiune de transect până aici, să zicem. Avem secțiunea 2, dau save route, apoi
pot să merg aici pe complete section details pentru ca să am detaliile la fiecare rută și la fiecare vedeți că mi-arată și lungimea acum după ce le-am stabilit. Una e de 112 și cealaltă S2-ul are 161 de metri. Se pot face 5 sau 6 astfel de secțiuni, astfel încât să ajungem până, de exemplu, la 1 km lungime. Apoi dăm save. Și avem în My Data ar trebui să avem My Transect Sites și avem și T2-ul înregistrat aici. Ok. Deci asta înseamnă stabilirea unui nou transect, iar atunci când dorim să parcurgem transectul, vom merge tot la zona aceasta cu datele mele. Văd că s-a schimbat iarăși pe engleză. Așa. Traseele transectelor mele, care va fi o listă cu parcurgerea, vizitele mele în teren. Se pare că internetul meu este ceva mai încet, așa. Aici vedem calendarul și putem să ne alegem zilele din calendar în care dorim să mergem pe teren. Bun. Revenim la slideshow. Și fiindcă timpul nu ne permite să mergem prea mult în detaliu, ajungem la partea de 15-minute counts, pentru ca să vă povestesc și despre această metodă de lucru. Deci ați văzut ce înseamnă transectele. Deci până aici am înregistrat un transect nou, am parcurs transectul meu și după ce le-am parcurs putem revedea în aceste regiuni, în datele mele, putem revedea transecte cu datele pe care le-am înregistrat deja. Ok, apoi avem cele 15-minute counts, care presupune înregistrarea în aplicație a fluturilor dintr-o anumită zonă sau pe anumită rută sau doar stând pe loc. Deci de data aceasta nu mai sunt reguli, nu mai sunt restricții de niciun fel, ci putem înregistra fluturii la, așa cum dorim noi, deci cum ne este la îndemână. Acest instrument este și el tradus, deci cum spunea și Cristina că deja este tradus și în românește, și se poate folosi utilizând și denumirile populare ale speciilor la cele mai multe specii. Apoi, acest instrument se dezvoltă și pentru alte specii de insecte. Deci cele două tipuri, pentru transecte, înregistrarea în aplicație se face cu apăsarea acestui buton și introducerea datelor. Asta este când folosim telefonul. Iar pe fiecare secțiune adăugăm speciile care le vedem. Iar la sfârșit, când avem toate secțiunile, revedem, putem să revizuim transectul. Deci îl finalizăm, ne uităm la el să vedem dacă este în regulă și abia atunci îl încărcăm în baza de date. Deci când suntem siguri că transectul parcurs este corect înregistrat. Apoi la 15-minute counts, libertatea este foarte mare și avem GPS-ul telefonului care înregistrează automat locația în care ne aflăm și condițiile meteo în care înregistrăm. În aplicație apăsăm pur și simplu butonul acesta de plus, că prima opțiune este 15-minute counts. Urmează pornirea cronometrului, ne arată cum este numărătoarea inversă de la 15 minute și se verifică GPS-ul și ora, apoi
În pasul al treilea, adăugăm speciile de fluturi văzute. Putem să căutăm și ne dă o listă din aceasta scurtă din care putem să alegem speciile pe care le vedem. Da, Andreea, poți să spui? Cristina, scuză-mă, cred că ai lăsat slide-ul de la Butterfly Count Application. Scuze, engleza. Așa. Aveai și alt slide în afară de acesta? Că aici este un tabel cu mai multe coloane pe zile. A, nu s-a mai mișcat. S-a blocat, da. S-a blocat și mă uitam că nu mai la mine. Acum încercăm. Hai de cap, scuze. Acum, da. No, mai, opresc share-ul și dau din nou numai o secundă. Am crezut că numai la mine s-a blocat și tot căutam problema. Ok, bine, Andreea. Ok, mersi că mi-ai atras atenția. Și la programul de pe telefon și am zis ok. Așa. Acum se vede? Perfect. Ok, mersi frumos. Scuze de această problemă. Nu mi-am dat seama că nu merge. Deci avem imaginea din aplicație. Apăsăm butonul plus, după care începe cronometrul și putem da search după numele științific al speciei. La noi în România cel mai bine este să folosim numele științific, fiindcă numele populare s-ar putea să nu fie. Nu știu, Cristina Costache sunt și denumirile populare ale speciilor în aplicație. Andreea, dacă ai pornit, nu încerci să vezi, bagă, nu știu, ceva, fluturele, nu știu care, încearcă cu fluturele. Ok. Da, nu pot că mi-e blocat. Ok, n-ai cont, probabil. Da, trebuie făcut contul, dar o să ajungem imediat acolo. Telefonul meu. După 15 minute se termină timpul și este recomandat să ne uităm încă o dată pe lista de specii, să vedem dacă le-am înregistrat cum trebuie și apoi să mergem să, deci finalizăm de la butonul de finish și ele vor fi încărcate pe baza de date de la IBMS. Deci aceste date vor fi după aceea încărcate automat și aici vedeți un astfel de exemplu de specii înregistrate într-un 15-minute count. Cineva s-a plimbat într-un parc timp de 15 minute și a înregistrat 9 specii. Bun. Pe site-ul de IBMS, întotdeauna putem să ne vedem înregistrările proprii și putem să le modificăm, putem să le edităm pe acest site. Și apoi putem să și descărcăm sub forma de fișiere de GPS. Bun. Apoi, dacă doriți mai multe informații, avem pe pagina de IBMS o serie întreagă de filmări și de instrucțiuni suplimentare și de asemenea este un canal de YouTube foarte util în care sunt explicate anumite aspecte din acest monitoring scheme. Dacă aveți vreo nelămurire, eu o să vă trimit oricum pe mail după workshop, o să vă trimit linkurile la canalul de YouTube și pagina de web a Butterfly Monitoring, deci va fi destul de clar, sper că. Deci cam asta ar fi despre metodă. Aici plănuiam să vă povestesc despre cum se utilizează datele, dar cred că ar fi bine să mă opresc aici cu prezentarea, fiindcă m-am gândit să vă las să puneți întrebări
eventual să vă descărcați aplicația și să încercați să vedeți dacă aveți vreo întrebare așa pe moment. Eu acum am reușit să intru în aplicație în final și denumirile astea populare în limba română nu mi le găsește. Deci numai dacă introduc efectiv denumirea științifică. Ok, da. Mă gândeam că sunt în mod special cele științifice. Ar fi mișto data viitoare. Da, e work in progress. Trebuie să mai tot modificăm. Oricum, toate aceste aplicații sunt în permanentă updatare. Da, e chiar foarte interesant. Am reușit la un moment dat, chiar anul trecut prin decembrie sau oricum în iarnă când mi le-ai trimis, chiar mă tot uitam și era atât de interesant cum se desfășoară aplicația și din păcate încă n-am reușit să o folosesc literalmente în teren, dar sper că în weekendul ăsta sper să țină vremea cu mine. Că taman mă duc să-l încerc pe Valea Chintăului. Da, ar fi foarte bine. De asemenea, vă spunea și Csaba la început că în data de 7 mai va fi simpozionul Societății Lepidopterologice, dacă sunteți în perioada aceea în Cluj și aveți timp în weekend, în 8, în ziua de după, am putea să facem o ieșire tot așa la marginea Clujului undeva sau mai târziu după aceea și cu Csabi când va fi în Cluj. Deci, Cristina, nu-ți promit că în data de 8 o să fiu în Cluj. Da, am înțeles. Mă întorc în data de 7 și vin la miercuri acum. Da. Ok. Deci cândva mai put două, trei zile mai încolo, dacă va fi frumos, să vorbesc și cu cei de la linia maghiară. Da, deci putem face, oricum, putem face și mai multe întâlniri, putem face și în mod repetat, deci așa, periodic să ieșim în natura. O întrebare rapidă. Noi putem sta și după 5 sau până la 5 putem sta? Da, cred că nu e o problemă să stăm și după 5. Bun, da. Bun. Să știu că mai avem încă 11 minute. Eu vă propun să facem, nu știu, o pagină de Facebook cu chestia asta sau luăm o pagină de Facebook unde deja există, că avem ceva pagini de Facebook pe care nu le folosim pur și simplu pentru că s-au creat și nu era cine. Și dacă sunt probleme, întrebări, deci dacă cineva începe să lucreze, nu știu, Andreea, dacă poți ieși chiar și pentru 15 minute, chiar și în parcul central din Cluj sau pe malul Someșului sau te duci pe Cetățuia sau în grădina botanică sau în incinta facultății, faci asta de 15 minute și vorbești despre, nu știu, scrii, mă, nu funcționează asta sau nu știu cum e cu norii, cu acoperirea cu noi, că nu merge sau cu viteza asta vântului. Asta e o chestie foarte ciudată. Nu știu dacă am timp, că mi-am notat aici niște remarci sau niște comenturi. N-ai zis, Cristina, când mergi pe teren, teoretic, ai văzut, este și în formular, că bagi temperatura de pornire când pornești pe transect sau pe secțiune și la sfârșit. De unde ai temperatura aia? Îl măsori? Ai ceva device cu care îl măsori sau îl iai despre undeva? Deasupra asta nu s-a vorbit. Da, deci ar fi bine să avem un termometru la noi. Da. Și termometrul ăsta trebuie să știi să-l folosești, că dacă ții, nu știu, în soare, bate soarele direct, îți arată o temperatură mai ridicată. Dacă, da, la umbră. Îl ții în umbră ridicat, jos, iarăși cuvântul, e o chestie foarte dubioasă asta cu scala Beaufort, pentru că acolo scrie, nu știu, acum nu o să vezi tu horn cu fum, hai să fim serioși, mai ales în zona noastră, dar dacă te uiți la valorile alea, că e dat că milă pe oră, cred că, eu am un device cumpărat și am măsurat și la scara Beaufort, nu știu, 2, 3, 4, deja ai un vânt foarte puternic ăsta. Deci, dacă te uiți cum se mișcă crencile, dacă te uiți la un plop înalt, poate sus bate vântul la 10 metri, dar jos, nu ești tu în pagină, poate nu este vânt. Și atunci, care înregistrezi? Că asta este o chestie, iară, care
Nu. Da. De multe ori bate sus vântul, josul de sunt activ, fluturile nu bate vântul. Îl baci pe ăla sau nu îl baci pe ăla? Cu nori, iarăși e o chestie foarte ciudată, că ok, dacă ai nori de ăstea foarte pufoși, te uiți sus pe cer și vezi că ai, să zicem, 80% e acoperit. Dar ce faci când ai un strat de nori de ăstea subțire, ca și laptele, și e acoperit, bate soarele puțin, trece prin, este lumină și fluturii sunt activi, dar tot cerul este acoperit cu nori, sau mă rog, ce se întâmplă în situația asta? Dacă ai un strat de nori așa subțirile... mai transparent sau semi-transparent. Da. Exact, din cauza asta cred că instrucțiunile sunt ca să înregistrăm chiar dacă e norat. În sensul ăsta cred că este da, numai mereu este că, băi, uite, am aici ceva nori mai consistenți, dar mai încolo vezi niște nori de ăștia mai subțiri sau nu știu, parcă n-ar fi nori, parcă ar fi ceață. Mm-hmm. Și ăla se consideră că este nor, nu se consideră că este nor. Nu, deci dacă fluturii sunt activi, în principiu e ok, adică ne dăm seama destul de ușor. De multe ori, dacă temperatura este ridicată, ai peste 20 de grade și nu bate vântul, este înnorat, fluturii pot fi încă activi. Da. Și depinde iarăși de zonă, vorbeai că s-a redus pragul minim la 13 grade, primăvara de vreme și după 10 grade, deci fluturii ăștia care au ieșit din hibernare deja sunt activi. Sau te duci în zonă montană unde fluturii sunt adaptați, nu știu, speciile din erebide, genul erebide, erebia. Sunt adaptați și la 10-15 grade zboară. Nu trebuie să ai neapărat nu știu câte grade. Asta depinde mereu de zonă și probabil în nordul Europei tot așa, la temperaturi mai joase, fluturii zboară. Deci s-a stabilit la nivelul Europei, deci cum s-a extins acest program de monitorizare a fluturilor, s-a făcut un compromis, că inițial era numai 18 grade, după aceea au venit diverse notificări că, bă, fluturii la noi zboară și la 10 grade și atunci hai să fie 13 grade. Sau era un compromis că acești factori de care vorbim, temperatură, viteza vântului, acoperirea cerului cu nori, ăstea de fapt funcționează sinergic. Poate dacă temperatura este ridicată, este total înnorat, fluturii se mișcă. Sau dacă temperatura este joasă și bate vântul, poate fi cerul oricât deschis, fluturii nu se mișcă. Deci trebuie văzut mereu în combinație. Da, deci nu sunt, eu cred că așa, modul în care sunt date indicațiile astea este cel mai lax, sunt cele mai laxe condiții pentru... Dar când ajungi pe teren să știi că te confrunți cu problema asta, să nu fie că vai, nu fac transectul pentru că nu mă descurc cu acoperirea cerului. Scrie ceva acolo, puțin poate să pare subiectiv că acum pe scara Beaufort nu sunt convins că n-am fum, n-am crengi, n-am nu știu ce. Simți, după un timp simți, cam asta e, o să ai tu scara ta și... Pe baza lui, că așa funcționează și la mine, că după ce am cumpărat device-ul ăla și măsor, unde am eu 24 de mile pe oră și ăla, teoretic, și la viteza aia aș putea să număr fluturii, dar la viteza aia, dacă bate așa vântul, atunci deja nu mai zboară nimic, deci e o viteză foarte mare. Nu știu care era ideea sau unde. Da, sunt chestii de astea. Multe ori se întâmplă, nu puteți identifica specia. Noi cu Cristina Sevier am discutat să băgăm și crea sunt băgate numai genul sau grupe de specii. De exemplu, pieris, rape, pernapi. Ai văzut un pieris, nu ești convins că era unul sau altul, ți-o zburat, nu l-ai prins. Îl bat și informația aia, deci nu te descuraja. Încearcă și cu timpul înveți să identifici speciile după zbor. Că discutam asta că în determinator când ai fluturele etalat și stai toată ziua în fața ta, poți să faci armătură genitală, cum face domnul Mihai Stănescu acum că văd că are cutii de fluturi acolo, se uită. Asta o faci, liniștit, în birou, frumos. Dacă ești pe teren, ești obosit, ești transpirat, bate soarele în ochi, ești mâncat de țânțari, de muște, nu știu... alte condiții, deci ai fluturile în mână, între timp încă zboară încă 5, vrei să prinzi încă 2, repede trebuie să vezi ca să prinzi și pe ăla. Sunt alte condiții, sunt condiții de stres, nu contează, introduci date, cu timpul o să înveți. Sunt specii care după un timp ți se formează ochii și vezi din zbor.
că așa aproximativ, de multe ori, 80-90% ești sigur că l-ai. Andreea, colias croceus, colias mirmidone. După un tip așa ți se formează ochii. Așa? Deci trebuie făcut, trebuie făcut. Prima dată ai speciile astea comune pe care le identifici relativ ușor, nu știu, un inachisio care zboară acum, hai să fim serioși, dacă zboară mai ales la nivel de sub ochi, atunci vezi. Dacă zboară sus și vezi de jos, nu-i sigur că poți să identifici. Dar trebuie făcut. Și oriunde, oriunde. Și aplicația asta de 15 minute este foarte laxă și poți merge oriunde și oricând. Deci te duci să te plimbi pe Cetățuia, acolo înregistrezi. Te duci pe Valea Chintăului, acolo înregistrezi. Nu trebuie neapărat să te duci două ore să te deplasezi până pe Valea Chintăului, nu știu, de la capătul Mănășturului, ca să stai acolo 15 minute să înregistrezi fluturi. O să faci și chestia asta, dar alea două ore până ce ajungi acolo, mai bine te duci pe Cetățuia sau te duci pe malul Sămeșului sau undeva unde ai fluturi. Cu transectul, Cristina, am eu întrebări, nu știu, pot să pun eu întrebări? Sau are altcineva întrebări și mai las, o să sun pe Cristina. Deci eu trebuie să recunosc că n-am folosit aplicația. L-am descărcat, am datele mele pe care le colectez și n-am folosit aplicația. Eu m-am obișnuit cu o metodă de folosesc reportofon, nu folosesc aplicația. Oricum, pentru transect, eu personal nu o să folosesc niciodată. Pentru aplicația asta de 15 minute o să încerc să-l folosesc. Da. Pentru că despre care vorbeam, metoda asta a fost gândită, testată în Anglia, Marea Britanie, în anii 70. Trebuie să știți că acolo, în toată țara, există undeva la 60 de specii de fluturi de zi. Cea mai bună arie, hai să zicem o rezervație, ai tot anul 30 de specii. Deci acolo, dacă mergi pe teren să faci chestia asta, înveți cam toate speciile ce ai în zona ta într-un singur an, pentru că sunt specii puține și nu le poți confunda. Unul la mână. Efective populaționale sunt reduse, deci acolo te poți duce cu mobilul că vezi un pieris rapid din 50 în 50 de metri și te bucuri că aici introduce. La noi, mergem pe, nu știu, pe strada câmpului, ce ai zis tu, mai ales în mai, iunie, când zboară timelicul silvestri și liniola și ai cu zecile pe care nu le poți identifica numai dacă le prinzi și te uiți la măciulia antenei, te omoară, deci te termină psihic, deci nu poți să baci imobil, mai ales dacă bate soarele, ești obosit să tot bați imobil, nu poți. Deci eu asta zic, eu foloseam reportofon și în măsura posibilităților încercam să nu mă uit altundeva decât la fluturi. Bine, prin fluturi trebuie să te uiți oricum, la mână și la plasă. Deci metoda asta, încă o dată, a fost testat într-o zonă unde sunt puține specii de fluturi și populații mici. Noi trebuie să ne adaptăm, să găsim noi metodele noastre cele mai eficiente. Prima dată când am făcut chestia asta, metoda Transect în 2000, am folosit caiet. Deci trăgeam liniuțe, mergeam, aveam fileul într-o mână, caietul în celălalt și de câte ori vedeam o flutură, puneam fileul sub braț și trăgeam liniuța. Deci nu poți. Deci, pur și simplu, dacă prindeai un flutură, trebuie să-ți eliberezi ambele mâini ca să manipulezi, să prind flutură. Ce faci? Arunci caietul jos cu pixul, te uiți la flutură, iai caietul sus, deci îți mănâncă o grămadă de timp. Nu poți avansa. Îți legi caietul de gât, asta e. Și pixul și caietul ți le legi la gât. Da, am făcut. Am văzut și la marcare de capturare. Avea caietul cu pixul legat. Poți să faci vezi, chestia asta. La marcare, recapturare, ai și GPS în mână, unde trebuie să punctezi la fiecare individ. Ai și GPS, să scrii odată pe aripa fluturelui cu un marker, după aceea în caiet, nu poți să scrii cu markerul, că trebuie să scrii cu ceva pix. Deci ai două instrumente de scris. Ai caietul, ai GPS-ul și fileul. Exact. Și mai ales dacă mai ai și un device ca să măsori temperatura, iarăși încă o chestie. Telefonul, te mai sună cineva, mai vine un, nu știu, un mesaj pe nu știu ce, deci de aceea nu, pur și simplu nu sunt obișnuit să folosesc telefonul, oricum folosesc pentru alte chestii și încă nu m-am obișnuit, dar
mai ales acum primăvara, când avem puține specii și mă bucur pentru fiecare individ din Achis, e ușor de băgat în date. Mai încolo, că am văzut la un moment dat că ai avut acolo un exemplu, că s-a plimbat într-un plaj și l-a văzut, nu știu, 15 minute, nu știu cât, 9 specii, dar era la o specie 18 indivizi. Deci ăla să tot bagi, să bagi plusul, 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 ăla, caut specia, bagi plusul, caut specia, bagi plusul, nu știu de câte ori. Da, e o chestie interesantă. Nu știu cum funcționează, trebuie încercat. Și asta ar fi bine să împărțim experiența. Pentru că la OBM, de exemplu, rămâne o listă cu speciile pe care deja le-ai scris. Și e mult mai ușor, că gen, dacă vrei să notezi o specie. Păi, asta nu știm, asta nu mai presupunem că rămâne în listă. Să vedem dacă rămâne în listă. Sperăm că pare foarte asemănător cu OBM-ul de asta. Încearcă, fă acum și bagă în listă, să vedem, rămâne acolo. Și dacă nu neapărat să introduci specia corectă, ți-o și găsește imediat, de exemplu. Ok, da, da. Cristina, a zis offline? Dacă funcționează, da. Aplicația? Da. Nu știu dacă funcționează offline, dar ceea ce știu sigur este că poți să introduci datele după aceea direct pe site. Deci dacă tu colectezi datele pe un caiet, după aceea mergi cu caietul și ți le introduci direct în, pe site. Deci așa se poate. Deci să ai mereu caiet la tine. Asta e important. Deci, probabil că e mai ok așa. Dar dacă nu caiet, să ai, să poți nota și pe mobil. Uite, vezi, asta e o întrebare foarte bună, pentru că se întâmplă să nu mai avem semnal la un moment dat. Da, păi printre cheile turzii n-ai semnal. Dacă faci transect de-a lungul cheilor turzii, tu nu baci datele 100%. Da, 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 corect. Foarte bine. Nu baci datele. Observat. Oare, Cristina, nu știu, eu dacă am un trec de pe transect, oare pot băga în, deci nu să desenez cum ai arătat cu cam, nu știu, transectul deja făcut un trec, oare se poate băga în baza de date? Cred că se poate încărca pe site-ul IBMS. Ok, o să încerc, dar mă gândeam să nu la desenez. La datele mele, transectele mele, dacă se adaugă, o secundă că mă uit acum să văd, add site și nu știu dacă se poate, pentru că se pare că ei au și grid-ul ăsta în care lucrează și au definiții la grid-ul, la ochiurile grid-ului. Ok, deci trebuie trasat, nu, nicio problemă. Deci trebuie să fie trasat. Pot să-l refac, pot să refac grid-ul ăla. Da, e bună întrebarea, o să adresez și eu mai departe întrebarea să vedem dacă... Nu știu dacă este în baza de date sau deci lista de specii fluturi care nu sunt fluturi diurni, de care am discutat, că sunt fluturi care, Valentin, nu știu, geometrie, acum e maturi de atomaria sau euclidea glifică și așa mai departe, specii care nu sunt fluturi de zi adevărați, dar spală în timpul zi, zigenide, de exemplu. Genidele nu le găsesc aici. Nu, atunci înseamnă că nu sunt băgate, asta e o întrebare, că oare a trebui băgate, inclusiv la acesta cu 15 minute? Eu zic că ar trebui să fie pus, pentru că... Găsești multe specii și... Oricum o găsești și... Le găsești și le ignori. Deci sunt specii care le poți relativ ușor de identificat, nu știu, autografa gamma sau ematurga atomania, hipo, ăsta, pentofera morio, care nu ai cu ce să-l încurci. Deci, și sunt asta informate. Știu că în proiectul Spring asta se dorește, să mărească baza de date astfel încât să conțină și albine, fluturi de noapte pe lângă fluturii de zi. Deci toate grupele astea. Cumva o schemă de monitorizare a polenizatorilor. Asta se vrea. Okay. Nu știu cât de avansată este chestia asta cu monitorizarea polenizatorilor. Deci, este un stadiu incipient, acum a început. Deci este un proiect, o continuare a acestora. Deci s-a discutat de IBMS și ABLE și acum Spring-ul care ia toți polenizatorii de fapt și vor să facă tot așa o monitorizare a tuturor speciilor sau grupelor. Da. Din câte am înțeles, tot în aceeași aplicație vor fi și astea, doar că nu
Eu nu văd să se poată, pentru că am încercat acum să adaug, uite, din specie nu, nu, deci proiectul abia a început. Eu cred că asta o să dureze timp până ce vor... Cred că nici nu există o listă de specii, de polinizatori, în afară de fluturi ăștia diurni care să fie utilizate. Dar oricum trebuie început și să vă așteptați că această aplicație se dezvoltă. Deci permanent va fi updatat, dezvoltat, o să apară chestii noi. Și dacă probabil... dăm feedback, iarăși va fi important să dăm feedback de la noi, pentru că asta permite să îmbunătățească aplicația și să o adapteze la condițiile noastre. Da. Important, exact. Pentru că de multe ori la noi avem tot fel de probleme pe care vestea Europei nu le au. Da, de exemplu cu temperatura, că unii a zis, băi, nu, ăla 18 grade, ăla e prea sus, că la noi zboară fluturii și la 15 grade. Așa s-a updatat și la Cristina Sevilla. Reușesc să-i zic numele corect. I-am trimis o listă de specii, deci nu numai speciile ce avem noi, cele 202, și inclusiv grupe de specii care le putem vedea, cum, nu știu, Colias, Croceus, Mirmidone, nu știu care, zboară acolo ceva, portocaliu, nu știu. Important să-l bagi, să nu-l înglori, că dacă nu mergi, o să-ți dai seama că prins din Coliasuri, de ăștia portocalii, din trei prins una. Și restul informațiilor îți dispar. Mai bine să le ai pe toate și după aceea cumva îl speculezi statistic. Sau, nu știu, Bagiu Plebeius, n-ai văzut că e Argus sau Argiromnomo, mai ales dacă este foarte șters, foarte zburat, sau Pirgus, nu știu, Malve sau Armoricanus, habar n-ai, bagi acolo. Sau dar se poate adăuga doar Pirgus, pur și simplu. Sau Pirgus SP, sau dacă ești convins că este sau una sau alta, atunci poți să pui Pirgus, Malve, Per, Armoricanus. Eu am trimis la Cristina să bagi în aplicație o listă de astea de taxoni, să zic așa, sau grupe de taxoni, grupe de specii. Deci eu am introdus acum două specii și apropo de întrebarea voastră de mai devreme, dacă rămâne, nu știu dacă se vede, deci la cameră vedeți că se vede și poți să adaugi cu plus încă un individ, încă un individ. Da. Deci rămâne numele înregistrării, dacă e fie că e numai de gen, se poate numai genul, deci Hesperia sau Pirgus, de exemplu. Și mai adaugi un individ și încă un individ pe măsură ce le vezi. Deci, pur și simplu... Asta e aplicația cu 15 minute. Nu, asta e aplicația de transect. Și de transect, da. Da, și pe transect se poate. Știi, aș vrea să vă mai întreb o chestie tare interesantă. Eu, de exemplu, anii trecuți mi-am tot descărcat niște determinatoare de plante pe bază de poză. De exemplu, faci o poză și, nu știu, adaugi acolo caracterele cele mai principale și îți determină, poate nu în proporție de 100%, dar de cele mai multe ori îmi determina specia corectă. Oare există asemenea aplicații pentru fluturi, măcar să le faci o poză sau ceva, pe o parte și pe alta, deși dorsal și ventral? Mai ales ar merge, eu cred că ar merge foarte bine pentru cei care sunt... Încep partea asta de monitoring. Cred că ar fi super ca lumea dacă s-ar băga sau dacă există deja asemenea aplicații, să-mi ziceți și mie că m-ar interesa la anumite specii. Aveți idee? Eu nu știu. Ai naturalizare, poți să faci și poze și cât de cât se termină, pe cât se poate. Și mai este ceva aplicație, dar ne-am descărcat-o teoretic și pentru fluturi și insecte. Dar din câte am văzut și am avut și de la alții, iNaturalist e studiu ok. iNetwork. iNaturalist. iNaturalist. Dar și în aplicația asta ai un fel de determinator din ăsta cu poze. Da. Un ghid foarte... Da, nu foarte detaliat. Dar ce zice Andreea, să faci poză la flut? Da, și să-ți identifici. Am plant netul, de exemplu, chestia asta face. Faci poze, nu știu, trebuie să selectezi că ai frunză sau floare și el îți dă, nu știu, exact. 80-90%, este specia asta, 10% este specia cealaltă. Da, netul este ok la flutul. Da, și eu folosesc iNaturalist-ul de multe ori. Bine, atunci. Dați, de exemplu. Super. Măcar să nu trec așa pe lângă o insectă și să nu-mi dau seama. Dacă poți să faci poză, încearcă.
Dacă ai răbdare. Dar trebuie să-mi trimit telefonul în momentul de față, ca să dau și o poză bună. Asta e problema, când am un singur mobil și vrei să, nu știu, să înregistrezi și date, îți te sună, îți intră mesaje, plus vrei să fotografiezi, nu știu, peisaj, vrei și planta și insecta. Mai e și un obicei lângă tine. Da. Deci, da, vrem foarte multe chestii. Deci eu mă duc ca un brad de Crăciun, că am GPS, am reportofon, am mobil, am aparat foto, am binocul, am fileu, am și când vezi un flutur, fugi. Cu toate, da. Când l-ai prins în plasă, deci, pur și simplu, cade aparatul foto peste el și... Da. Reportofon nu pot să renunț, că pur și simplu ăla este deocamdată metoda cea mai. Că dacă ai și un caiet și un pix în mână, te-ai dus. Deci, Ce? Și mai ales și ai un device de măsura temperatura, viteza vântului sau nu știu ce. Așa e. Alea cu device-urile de măsura temperatura și viteza vântului nu s-ar putea face și pe ceva aplicații de pe telefon sau dau erori prea mare, fac biasuri prea mare. Nu știu dacă există așa ceva. Deci aici pe aplicația asta, teoretic, se înregistrează toate condițiile astea. La 15-minute counts nu trebuie să înregistrezi niciun fel de dată din asta accesorie. De unde îți înregistrează? Probabil îți ia ceva informații despre cea mai apropiată stație meteo. Dacă, nu știu dacă poți să-l ia instant, deci temperatura sau viteza vântului ce este la momentul de față, dar nu din experiența mea știu că ce este pe teren și ce este la stația meteo de multe ori diferă. Deci în Cluj, hai să zicem, este stația meteo la aeroport, unde de obicei este mai vânt, mai nu știu ce, e zonă mai deschisă. Eu dacă mă duc pe Valea Popii, acolo este mai cald, că este expoziție mai însorită, vântul nu bate, că este pădure, este o vale, deci sunt puțin alte condiții. Sigur că dacă n-ai alte posibilități, atunci asta e singura. Deci folosești date, dar poți să descarci date istorice eventual, dacă ai fost pe teren și n-ai putut să înregistrezi, faci ceva, deci găsești. Deci pe mobil să ai să, nu știu, viteza vântului, Andreea, de exemplu, sau temperatura. Eu am văzut câteva programe, dar acum nu pot să bag mâna în foc că sunt super precise, dar am cât de cât, știi, să ai toate într-un singur dispozitiv, ca să nu mai implic 100 de lucruri după tine. Da, ar fi foarte ar fi bine. Ceva. Vă arăt cum arată instrumentul meu. Haide că suntem curioși. Alte întrebări? Eu aș avea o întrebare sau mai mult cer o recomandare, să zic așa. Care ar fi niște locuri în care se poate ajunge ușor cu mijloace de transport public și apoi pe jos, așa în jurul Clujului, unde să mergem să vedem fluturi? Deci este valea asta în Făget, se poate merge. În Făget, acolo la capătul liniei 42, pe strada Câmpului sunt câteva zone frumoase unde zicea Ciobi pe din Zorilor către Făget, tot așa pe Eugen Ionescu, nu? Da, da, da. Dar poți și de acolo, deci urci până pe, nu știu, în Zorilor la Gheorghe Dima, stația Gheorghe Dima, nu știu ce, circa acolo 35, de acolo trebuie să mergi încă vreo 10 minute pe jos și ajungi aproape 15 minute, hai să zicem. Și ești pe strada Tudor Arghezi. Poți să-ți trimit, nu știu, pe Google Earth, trecul sau desene. Dar sunt multe zone, depinde în ce parte locuiești a Clujului. Poți să te duci în Hoia, deci este aproape Hoia, deci nu știu, te duci pe tăietura Turcului, este accesibil cu multe mijloace de transport în comun, sau mergi la Valea Chintăului, da, Muzeul Satului, inclusiv în curtea Muzeului Satului, da, deci așa nu au făcut nimic, deci eu te poți duce inclusiv pe Cetățuie, deci pe zona aia verde, pe Parcul Est, de exemplu, bine, în Parcul Est
Nu știu ce mijloc dacă ai auzit. Da, este mijloc de transport. Poți să ajungi prin, nu știu, pe Aurel Laicu și de acolo trebuie să mergi încă 50 minute. Deci nu e nici o problemă. Oriunde. Deci dacă nu ești din Cluj, nu ești din Cluj. Nu. De Mona. De anul întreb. Nu ești din Cluj, ești din anul întâi sau nu cunoști? Sunt în anul doi. Nu cunoști periferia Clujului. Sunt multe zone, nu știu. Hoartea Tibii umblă foarte mult în pădurea Hoia, care este relativ aproape. Deci ajungi, nu știu, în Grigorescu și de acolo chiar pe jos poți să mergi. Deci foarte multe zone. Și spun, asta a câmpului unde umblam eu, ăsta era una dintre cele mai bune zone și cred că este încă, dacă vrei să vezi multe specii sau cât de cât ceva, nu știu, variat și natural. Dacă vrei, putem rămâne după și pot să-ți arăt, nu știu, ne uităm pe Google Earth, în part camera, să vezi cam pe unde merită și cu ce merită. Dar în ziua de azi, orice aplicație mobil, te uiți până unde merg liniile astea de transport și unde vezi că e verde, poți să ieși să vezi. Problema e să nu mergi singură, dacă se poate, că nu știi de cine dai. Unul, să nu mergi în zone unde sunt turme. De exemplu, nu știu, te duci în Hoia și unde este pădurea de stejar cu fost pe acolo, deja în se pășunează, dai de turme. Dacă ieși la muzeul satului, treci de pădure iarăși, dai de turme cu câini. Da, asta e o problemă generală. Dar zona aia pe Valea Câmpului este fără turmă, fără oi și o zonă destul de frumoasă. Chiar sunt super frumoase zonele alea. Ce să zic, poți să ieși în estul orașului. De exemplu, uite, am fost întrebat ce știm despre băile Someșeni, Cristina sau cineva. Deci acolo eu n-am fost niciodată, am înțeles că este o zonă umedă, dar s-au păstrat niște pajiști nealterate și era cândva, mă rog, sunt niște specii de plante rare pe acolo. Deci după, na, sau te duci pe, nu știu, acum încă nu-i construit pe teritoriul cartierului Sopor, de exemplu, unde este parcul Est pe Becaș, pe lângă pârul Becaș. Sunt. Pur și simplu, te uiți pe o hartă, pe Google Earth sau pe o hartă satelitară și vezi unde sunt zonele. Vezi unde se duc liniile sau te duci prin Iris. Neîmpădurite. Deci zone care nu sunt cu pădure, acolo în principiu e pajiște și îi găsești fluturi. Păi în afară de Făget nu prea ai pădure așa foarte contacte. Te poți duce și pe marginea pădurii Făget, urci, nu știu, către Feliacu și de acolo, în stânga, în dreapta. Și chiar pe Feliacu, chiar acolo. Chiar și pe Feliacu, deci, sau nu știu, te duci în livada aia, Poluciai, deci sunt zone unde pot fi. Mulțumesc. Deci dacă vrei, putem nu ține legătura mai încolo și pot să-ți arăt sau să discutăm. Dacă vrei să faci chestia asta, unde stai, să vedem ce mijloace de transport, unde merită să mergi. Da, acum zic, să nu mergi în zone unde sunt turme de oi. Că acolo poți să ai probleme. Deci asta este o chestie, încerc să arăt la cameră, de măsurat multe chestii. Pe lângă temperatură, măsoară viteza vântului, eu am încă un instrument, trebuie să-l caut. Ăla era mai primitiv, deci știa să măsoare trei chestii, temperatura, viteza vântului și umiditatea relativă a aerului. Ce nu știa ăla, ăla a măsurat pe moment. Deci dacă suflu chestia asta, mi-arată aici, nu știu, viteza vântului, metru per, sau nu, milă per oră. Bun. Dar dacă eu mă opresc, deci trebuie să las instrumentul ăsta să se acomodeze. Deci măsor temperatura, acum arată 24,3 grade, mi se pare cam mult. Dar dacă îl păstrez în buzunar sau rucsac, te opresc să măsori, îl scoți, trebuie să aștepți câteva minute până ce preia temperatura aerului. Că dacă nu o să măsoare temperatura din buzunar sau din rucsac sau de unde l-ai avut. Sau dacă bate direct soarele pe el, o să-ți dea o valoare mai mare. Deci încearcă să
folosești în umbră, eu încerc să standardizez, țin la aproximativ un metru înălțime de sol, deci undeva la, nu știu, până unde poți să cobori mâna, țin, poți să ții câteva minute dacă ai un device de ăsta, ce știe asta, deci poți să-l pornesc, hai să zicem, îmi dau drumul acum, îl țin 2 minute, îl închid și mi-arată că în perioada aia de 2 minute, care era valoarea minimă, maximă și medie a temperaturii, a vitezei vântului și așa mai departe. Mai ales la vânt, dacă vrei să măsori, ai rafale de vânt, deci poate să fie 10 mile pe oră și imediat peste 3 secunde deja e liniște. Și asta știe să zică o valoare medie. Asta iarăși o să fie o problemă, că oare pe scara Beaufort acum cum e vântul? O să zici o medie, o să fie puțin subiectivă, o să zici o medie, aproximativ. E 1 sau 2 sau 3, să stai puțin așa, una, două, trei minute și să vezi. Deci eu am nu știu unde e device-ul celular, trebuie să-l caut. Ăla, de obicei, când mergeam prin transecții, mi-am 5 minute. Mă uitam care e valoarea minimă, maximă, ziceam un reportofon, ăla 5 minute și încercam să calculez o medie pentru ăla 5 minute. Chestia asta este mai scumpă, este mai sensibilă, știe multe alte chestii de măsurat, nu știu, evapotranspirația și așa mai departe, dar ce știe și ce îmi place, că pot să măsor într-un interval de timp aceste valori, temperatură, viteza vântului și pot să-i zic maxim, minim și plus o medie. Și mereu trebuie să fii atent unde ții, să nu ții direct în soare. Dacă se poate standardiza, nu odată așa la înălțimea asta, că viteza vântului la înălțimea asta este alta decât la înălțimea de un metru. Eu am zis un metru pentru că majoritatea speciilor de fluturi diurni se mișcă la înălțimea aia. Bine că sunt unii care zboară mai sus, dar majoritatea speciilor zboară la un metru sau sub un metru înălțime față de sol. Și acolo ce viteză este a vântului, că sus degeaba la 10 metri poate că sunt rafale de vânt puternice, dar jos dacă nu bate vântul și mai ales dacă ești în zona așa însorită cu tufărișuri și arbori, atunci acolo fluturii zboară, n-am nicio problemă că sus bate vântul puternic. Deci și asta contează, unde măsori, dacă ai o chestie de asta. Bun. Alte întrebări, oare mai sunt? Nu? Deci, haideți să vă spun pe scurt și cam ce se dorește cu IBMS-ul ăsta în România. Deci, în următoarea perioadă o să stabilim un grup de coordonare și, de asemenea, cum zicea și Csaba, să facem un grup, poate, de Facebook în care să intrăm cei care dorim să ne implicăm în treaba aceasta mai multă vreme și să formăm un fel de comunitate în care să venim cu întrebări, cu probleme, cu rezolvări, cu tot felul de chestii care să ne țină cumva activ. Inclusiv cu ieșiri pe teren. Da, 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 cu ieșiri pe teren. Cine vrea să vină, uite, eu mă duc mâine în excursie până acolo, am 3 locuri în mașină. Cine vrea să vină cu mine, haideți. Deci ceva de genul ăsta ar fi foarte util pentru că e foarte bine să păstrăm legătura și atunci lumea va face lucrurile mai de calitate. Ok, deci cam asta ar fi. Vă mulțumim frumos pentru participare și pentru atenție și sperăm să vă fi deschis apetitul pentru a face monitorizare la fluturii de zi. Ar fi multe încă alte lucruri de discutat și păreri de împărțit din experiențele proprii. Acum, din păcate, s-a cam epuizat timpul pe astăzi și nu e bine să ne lungim nici prea mult, că după aceea lumea nu mai are chef să plictisește, că uite, multă lume a și plecat între timp. Așa că vă propun să încercăm să păstrăm legătura în grupul de Facebook. Eu o să vă trimit mail pentru cei care v-ați înscris în formular cu
documente care sunt utile, cu răspunsuri la întrebările puse în, în timpul acestui workshop și cu cu materiale și cu site-ul de, de Facebook în care putem să ne întâlnim. Lina? Eu am o întrebare rapidă. Sunt persoane interesate care vor să facă oricare dintre metode anul ăsta să începe? Să înceapă? Eu. Da, eu. Două. Bine, în afară de Cristina, Andreea, Anemona, am înțeles, bun. Domnul Mihai Stănescu a plecat? Cred că da. Uite, și domnul Mihai Stănescu avea un transect, numai nu era unde să încarce datele și asta o chestie demotivantă, dar acum sper că având o bază de date o să ne motiveze. Deci eu am un transect, eu acum m-am mutat în Miercurea Ciuc, am un transect. Apropo, zicea Cristina, când începem să mergem pe transect în România, acum bine că s-a dat acolo că în Europa de Vest din aprilie, dar la noi când încep să zboare fluturii. Deci sunt anul trecut, deja la sfârșitul lunii februarie, deja aveam fluturi de zi. Anul ăsta, mă rog, mutându-mă aici, a început cam la mijlocul lunii martie, dar în Cluj sunt convins că în funcție de anotimp încep să zboare la începutul lui martie, deci merită, pentru că în martie prind speciile care iernează în stadiul de adult, altfel nu le prind, sau mă rog, nu le prind toată populația. Deci cum evaluează timpul? În funcție de timp. Sunt grupele de Facebook despre care am vorbit, Insects of Romania, este foarte utilă. De obicei, eu primii fluturi văd pe pagina de Facebook din România, că da. În sudul țării, unde se încălzește mai repede și vine primăvara mai repede, acolo apar speciile și abia aștept, uite că deja ăștia au văzut specia respectivă, așteptăm să apară și la noi. Deci și asta vă ajută, că, de exemplu, dacă, nu știu, în țară, primăvara vine mai târziu, atunci și fluturii pe Facebook apar mai târziu. Și ești mereu, dacă stai în nordul României, știi că opa, a apărut specia aia, așteptăm încă 2-3-4 zile, o săptămână și apare și în Cluj. Și până când, iarăși, până când zboară fluturii, poate că prinzi octombrie, timp frumos, sfârșitul lui octombrie, inclusiv. Noi am făcut... fluturi. Am găsit colia smingiudone până la sfârșitul lunii octombrie și chiar la începutul lunii noiembrie poți să găsești, mai să nu exagerăm, dar nu termin în septembrie neapărat dacă mai găsești și în octombrie fluturi. Da. Asta zic. Da. Și mai ales metoda asta cu 15 minute. Prins la sfârșitul lui octombrie chestii interesante. Deci specii care noi considerăm că au două generații pe an, prins a treia generație în septembrie, în octombrie. Deci dacă toamna este lungă, prins. Nu știu, am găsit, de exemplu, Papilio Macaon, care știm că aur are două generații, am găsit în octombrie. Deci a apărut o a treia generație parțială. Arasnia levana, care este o specie cu dimorfism sezonier, deci generația de primăvară este, arată altfel decât cer de vară, eu am găsit generație de primăvară în septembrie. Deci au ieșit mai repede și asta, iarăși, vorbim de schimbările climatice. Ce efect au schimbările climatice asupra comunităților de fluturi? De exemplu, se întâmplă chestia asta că îți apar fluturi care teoretic ar trebui să zboare primăvara, dar apar deja toamna târzie. Deci să nu excludem și perioada asta de toamnă târzie, primăvară de vreme. Da. Bun. Nu, bine, atunci, păi, facem aveți cumva pagina la dispoziție de Facebook fără, sau facem un monitoring Cluj, de exemplu? Nu să fie Cluj, să fie ceva în România, Butterfly, cred că există. Eu mă refer să fie local. Există Butterfly Group ăla inventat, care până la urmă nu funcționează, dar trebuie ceva special pentru asta. Zic să facem pentru România, deci ideea este pentru România. Dacă voi vreți să faceți un subgrup despre Cluj sau să vă organizați în Cluj, puteți face un grup de discuții. Dar noi încercăm să promovăm la nivelul României această, deci să facem un schimb național. Da.
Deci, Butterfly Monitoring Scheme la nivel național, deci nu vrem să excludem nici pe ea din Dobrogea, să se simtă că noi suntem centrul buricului în Clujului, mai ales când știu sunt în Cluj, sau domnul Mihai Stănescu care este în București. Deci nu, să fie ceva pentru România. Deci, Butterfly Monitoring Scheme România, ceva de genul. Da. Unde putem încărca materiale? Mă ofer să fac grupul. Dar pentru administrarea grupului am nevoie de... Poți băga pe mine că dacă văd că este un grup de persoane care sunt interesate, mă împlic cu mare plăcere. Da? De exemplu, la, nu știu, Butterfly Action Group, care a fost o chestie așa, nu sunt persoane. S-a mutat foarte multă lume pe Insects of Romania, unde sunt mai mulți. Da. Deci acolo au pus poze cu fluturi și acolo se determină. Dar asta va fi special pentru monitorizare. Deci se poate folosi și pentru identificarea fluturilor de zi, dar... toate problemele legate de monitorizare. Exact. Inclusiv cu un set de regulament acolo ce trebuie să respecte. Trebuie neapărat. Trebuie și educată puțin, trebuie educați puțin oamenii care doresc să ia parte din, să aibă ca și hobby monitoring. Și pot veni idei de la voi, cum să continuăm. De exemplu, aici am discutat cu cineva, au spus, mă, adună profesorii de biologie de la școli. Liceale, hai să zicem, deja să, nu știu, să prezentăm la profesor, poate prezintă mai departe la elevi. Deci sunt elevi care, liceeni, nu știu, vin la biologie, deja vin cu ideea asta, băi, am auzit de monitorizarea fluturilor diurne, sau pot să facă și ei. Deci eu am început să mă ocup cu fluturi în liceu. Deci, ce problemă. Deci, simt pentru. Și mai ales, na, copiii au timp, teoretic, sau, mă rog, nu au job. Dacă pot să renunțe la chestia asta, să nu stea toată ziua pe internet și ies. Da, bun. Da. Deci, orice idee, cum am putea promova, ce putem face mai departe, că noi ne-am gândit. Lucrul ăsta este foarte important. Deci, ce spui tu, Csabi, acum e super important. Faptul că, de fapt, suntem la început cu toată treaba asta și e nevoie de contribuția tuturor. Nu este că ce știu eu, no, Csabi sau eu sau așa, suntem noi experții și voi faceți ce zicem noi, că nu știu ce. Și voi, nu, care e vorba despre o experiență care o să o acumulăm împreună cu toți care contribuie. Pentru și că toți vom veni cu probleme, cu discuții, fiecare. Cu chestii. Deci și persoanele care, nu știu, 1, 2, 3 ani v-ați ocupat cu fluturi, deja puteți arăta la copii, nu știu, Andreea, Aghi, deci care v-ați ocupat, deja puteți merge. Este o profesoară care merge cu elevii, nu știu, undeva. Mergeți și vorbiți despre fluturi. Poftim? Da. Nu știu, despre 5-10 specii de, nu știu, Da. Dar okay. De fapt, tabere pentru copii au mai fost acum câțiva ani și le-a plăcut la copii și a încercat să facă transecte, numai chiar nu se putea încerca să încercă nicăieri. Dar merge, gen aici în Hoia sau nu știu, spunatele Cruzului s-ar putea. Și pentru mine. Și la copii cred că prinde foarte mult treaba că îi pe aplicație, pe telefon. Ei lucrează mult mai ușor cu telefoane, toată ziua oricum își cu telefoanele în mână, așa că dacă îi spui la copilul de liceu că uite, pot să faci și chestia asta, poate că are o deschidere mai mare dacă un pic îi place natura și... Da, deci eu sunt un imigrant în chestia asta, în lumea mobilelor și așa mai departe, dar cineva care așa a crescut cu mobilul în mână, deci probabil o să fie mult mai ușor să folosească aplicația asta decât pentru mine, care am așa ură pentru toată chestia asta când mă duc pe teren să apăs. Dar cine e obișnuit, probabil o să fie mai ușor și asta mă gândesc. Și se poate face orice, nu știu, la nivelul Clujului, se pot face competiții, cine găsește mai multe specii sau cine introduce mai multe date. Putem lua exemplii de la cei care se ocupă cu păsări de obicei. Și acolo sunt diverse concursuri, le poți motiva pe tineri, pe copii, pe studenți. Deci idei de astea. Eu am spus că aș face material de ăsta... cum se determină două specii, cum se diferențiază și pe teren arătat, uite, am prins fluturile ăsta, am prins ăsta, sunt două specii, hai să ne uităm în detaliu, punem și ceva imagini, uite, la antene, la nu știu ce. Și
materiale video care poți folosi pe teren. Uite, am prins fluturul ăsta, nu știu ce, și mă uit la video, nu știu, tutoriale, cum se numesc ăștia. Da, da, da. Mai, da, să văd cine mă poate ajuta cu filmatul, că îmi trebuie încă o persoană care filmeze, nu pot eu singur, îmi trebuie cineva. Îți mai iei un aparat printre cele multe? Nu, cineva care are cameră profesionistă, nu vreau deja. Sau, mă rog, cât de cât. Super ca lumea. Poftim? GoPro-ul. Ți-l pui aici pe piept, știi, și... Dar nu-i bun la macro, nu-i bun la aproape. La macro, deci trebuie să arăți foarte aproape. GoPro-ul e bun pentru mișcare, într-adevăr. Am încercat și eu. Detalii, da, 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 da. Dar nu merge la, la aproape. Da. Acum mă gândeam. Da. Am făcut o disecție cu GoPro-ul și nu e așa de grozav. Nu, dar sunt, mă rog, oameni care au cameră profesionistă. Am aici pe cineva, Mercuria Ciu, care face filme despre fluturi și încerc să o conving să vină pe teren să facem, să încercăm, să vedem cum funcționează tutorial și care poți să-l editezi, de să bagi imagini, să bagi chei care arată, cum erau și în detemnatoare, că uite, ai mâna asta, te uiți la chestia asta și îți arată și pe desen, ca să fie mai aproape. Da. Ok. Dacă sunteți de acord, o să opresc înregistrarea. Bine, poate bine. Era okay. Cazul și mai devreme, dar o să opresc acum.